Aha, da, am înțeles. Da? Am și eu un apel. Da, cred că am timp astăzi. Ha? Da, am timp. Cred că... nu contează. Vreau și eu un ceas de fată mare. Așa că o să fac unul. Acum cu mâinile. Te sun eu înapoi. Vrei un ceas, ha? Dragă, vino aici. Hai să-ți facem propriul tău ceas. Mai întâi fața ceasului. Apoi urmează cadranul. Întoarce-l și așează piesa din spate. Perfect! Acum urmează partea distractivă. Hello, Kitty! De ce nu stai aici o vreme? Lipim această piesă pe spate. Și adăugăm puțină culoare. Nu poți da greș cu rozul, nu? Acum le fixăm împreună. Și introducem ceasul preferat. Priviți cum ne-a ieșit! Ava, ia uite-te aici! Wow! Pune-mi-l! Chiar e pentru mine? Mă întreb cât e ceasul? Yay! Bine, înapoi la muncă! Da, și eu! Da, mă ocup de asta! Începe să arate bine! Dar adău! Ava, vrei să vezi un truc magic? Bine! E ceva în spatele urechii tale! Ce? Sunt bogată! Mai e ceva acolo? Să vedem! Wow! Îmi place jocul ăsta! Oh, uite încă una! Ce distractiv! Nu poți uita de asta! Și de asta! Și aici? Sigur că da! Uite-te la toate monedele astea! Wow! Sunt ale tale toate! Minunat! Trebuie să le țin în siguranță! Wow! Ce săculeț mic! Nu cred că vor încăpea toate! Intră acolo! Haideți! Mama, uite! E imposibil! Imposibil nu face parte din vocabularul meu! Privește! În primul rând acoperiți cartonul. Acum adăugați bolțuri scurte de lemn și puneți un arc peste ele. Acum puneți această piesă aici și clisați-o prin această bucată de carton. Acum lipim această piesă de lemn. Înăuntru intră monedele. E timpul să închidem cutia. Uite așa! Și pentru a face exteriorul mai distractiv, transformați-l într-o față drăguță. Cineva vrea să mănânce monede? Poftim! În el intră toate monedele tale. Dar cum? O să-ți arăt eu. Ești gata? Acum pune-o pe limbă. Împinge! Bine, acum încearcă tu. Cool! Bine! Poftim! Poftă bună! O ia! Wow! Ce grozav! E posibil să dureze ceva timp? Woohoo! Ce zici? Încă e foame! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Să transformăm acest carton! Am nevoie de două forme! Voi începe cu această bucată! Voi decupa un dreptunghi în mijloc! Apoi voi aplica un strat de vopsea! Voi picta cealaltă piesă cu roz! Trebuie să fac câteva modificări! Așa e mai bine! Voi adăuga două foi de hârtie! Acum pot să le asamblez! Îi voi pune o fundiță drăguță! Nu am terminat! Voi rula o bucată de hârtie, apoi voi lipi o inimă! Acum o voi tăia pe jumătate! Ah, am inima frântă! Voi adăuga piesele pe carton! Trebuie să repar această inimă frântă! Știu ce să fac! Vai, are un final fericit! Ce joc drăguț! Ia uite ce am eu! Nu pot! Sunt ocupată! Cred că o să-ți placă! Este un joc nou! Ah, dă-mi-l! Vai, arată minunat! Distracție plăcută, dragă! E ca un puzzle! Dar pot să-l fac! Ah, și eu te iubesc, mamă! Asta e fata mea! Jocul o va ține ocupată! Încă n-am văzut clipul ăsta! Bună, am adus gustări! Să-l urmărim! Am auzit că e bun! Mmm, chipsuri! A? Unde e clipul? Hei, sună cineva! Trebuie să răspund! Alo! Aha, trebuie să vorbesc! Nu-ți face griji! Bye. Îmi pare rău! Deci, unde rămăsesem? Pregătită? Să ne uităm! Ia chipsuri! Așteaptă! Alt apel? O să se tot întâmple asta? Nu! Chiar așa? Poți să te grăbești! Scuze!
Ok, fără întreruperi. Trebuia să fac asta mai devreme. Chipsuri crocante? Sunt delicioase! Ha! Ai văzut asta? Rezolv eu problema! Revin imediat! Unde te duci? E telefonul meu! Voi decupa o zonă dintr-o bucată de carton. Apoi voi aplica lipici. Vreau să fac un pătrat. Acum voi adăuga o fâșie de carton. Voi face asta de jur împrejur. Acum voi adăuga încă o piesă deasupra. Mă asigur că totul e lipit bine. Voi adăuga forme pe lateral și pe partea din față. Acum pot să-l colorez. Voi începe cu albastru. O să arate minunat! Voi colora partea principală cu albastru deschis. Apoi voi trece la albastru închis. Îmi place! Acum voi face ultimele retușuri. În sfârșit, telefonul. Munca mea s-a încheiat. Oare ce face? Uite ce am eu! E un suport pentru telefonul tău. Arată grozav, nu-i așa? Wow! Îl ador! Să terminăm de vizionat clipul. Exact cum am plănuit. Mary chipsuri! Stai, e goală punga. Le-ai mâncat pe toate? M-ai lipsit mult timp. Wow! Spațiul este incredibil! Poate voi întâlni un extraterestru. Ce se întâmplă aici? Așteaptă! Tema ta! Nu ai început-o! NASA avea nevoie de mine? E timpul să revii pe pământ! Hai! Nu vreau să fac! Fără scuze! E nedrept! Apucă-te! Bla, bla, bla! Bine! Pot să o fac! Nu ajung! Ei bine, decolăm! Nu prea cred! Ai uitat ceva? Pa, pa! Întoarce-te aici! Nu mă poți prinde! Mai vedem noi! Nene! Trebuie să o faci! Niciodată! Nu mă poți obliga! A, da? Cred că a fost dureros! Ești bine, mamă? Văd stele verzi! O să-mi iasă un cucui! Pe ce am alunecat? Ha? Ce-i ăsta? E un zar? Așteaptă! Știu ce trebuie să fac! De ce te uiți la mine? Nu stau nava mea spațială! S-ar putea să meargă! Am nevoie de o bucată de carton și de o cariocă neagră. Voi desena o linie curbă. Acesta va fi pământul. Voi colora apa. Folosesc verde pentru pământ. Acum am nevoie de două șnururi. Le voi întinde peste carton. Voi tăia o bucată mică de hârtie. Astea vor fi navele mele spațiale, pregătite pentru decolare. Voi adăuga numere pe carton. Spațiul are nevoie de stele. Cred că e gata. E din altă lume. Ia uite! Sunt intrigată! Ce face? Stai să-ți arăt! Vom arunca zarurile. Sper că te simți norocoasă. Să începem! Voi muta nava două spații. Acum voi scrie numărul 2 în caiet. Să aruncăm iar zarurile. Iar am dat 2. Trebuie să le adunăm. Și mutăm racheta încă două spații. Așa vom afla răspunsul. Încearcă! Pot face asta! Să începem! Voi muta nava 5 poziții. Apoi notez. Ce urmează? Este numărul 3. Trebuie să mut nava spațială. Uite cum merge! Răspunsul este 8. Nu a fost așa de greu. Foarte bine, draga mea. Da! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Acest clip a fost plin de trucuri ingenioase. Care a fost preferatul tău? Spune-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți filmulețul prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe astfel de clipuri grozave. Mașina a terminat deja? Super! Oh, nu! Stai! Ăia sunt pantalonii mei? Și bluza ta? Dragă, mă tem că am vești proaste. S-au micșorat? Mă simt groaznic. Se mai întâmplă accidente? Crezi că o pot purta drept rochie? Nu merge! Sau poate că da! Ai o cutie veche prin preajmă? Cu tăieturile potrivite se poate schimba situația. Să ai un zbor plăcut, scumpo!
Bună, mamă! Stai, Luna! Nu! Aterizare de urgență! Ți-am cumpărat un rucsac nou! Cool! Îmi place! Și este roz! Ești cea mai tare! Yay! Wow! Vom fi cei mai buni prieteni! Ce ceai bun, nu? Am și fursecuri! Vrei o gură? Delicios! Deci, cum spuneam... Oh, vrei să facem schimb? Minunat! A fost odată ca niciodată! Woohoo! Oh, nu! Rucsacule! Unde ești? Hă? Ce-am făcut? Zi, idiotă, cuvânt! Grr! Cel mai bun prieten al meu! Mamă! Aha! Grăbește-te, Annie! Aha! Mama o să fie tare supărată pe mine! Pot să iau cutia asta? Este un fel de rucsac! Marcare! Wow! Ok, sunt gata! Te sun eu înapoi, Annie! De ce nu-ți folosești rucsacul? A dispărut, bine! L-a luat cântul! E numai vina mea! Oh, dragă! Stai! Insigna ta! Am o idee genială! Mă întorc imediat! Uite, forma unui cap de pisică! Mult mai bine, culorile îi vor da viață! Așa nimeni nu va ști că este din carton! Gata! După ce s-a uscat, fă-i câteva trăsături! Ce drăguță e! Nu uita de mustăți și de o fundă! Acum partea din spate! Aplică lipici cald pe toată marginea! Apoi pune o bandă de carton! Apoi partea de sus! Oh, Annie! Uite ce ți-am făcut! Poșeta e pentru mine? E atât de drăguță! Îmi pot pune în ea multe lucruri! Și toate pixurile mele! Ura! E timpul să mergi la școală! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! 98, 99... Pizza asta a fost delicioasă! Chiar a fost pe gustul meu! Ha? Ce faci? Wow, Mindy se pricepe! Șutează și... Ratează? Oh, mingea mea! Nu voi fi niciodată jucătoare de fotbal! Ah, oh, pare atât de tristă! Măcar ai încercat! Mie mi se pare că te pricepi! Nu fi tristă! Trebuie să o înveselesc pe Mindy! Așteaptă! Știu ce să fac! Pot să folosesc cutia mea de pizza! O voi tăia în hexagoane! Acum voi aplica adeziv pe o margine și le voi lipi între ele! Voi continua să fac asta! E ca un puzzle gigant! Vreau să creez o minge! Arată bine, nu-i așa? Abia aștept să-i arăt lui Mindy! Hei, trebuie să vezi asta! Huh? Stai, e o minge? Sper să-ți placă! Să-mi placă? O ador! E grozavă! Mulțumesc, Molly! O să stau departe de ferestre! Oh, îmi place acest unghi! Wow, mă pricep! Fac totul să pară ușor! Clar o voi posta pe asta! Așteaptă! Asta e și mai bună! Ahem, am sosit! Mă puteți îndrepta toți atenția asupra mea! Știu, arăt bine! Efectiv, sunt prea frumoasă! Este de fapt o povară, dar cineva trebuie să o facă! Și uitați-vă la noua mea ținută! Vine direct de pe podium! Wow, uite-te la tine! Arăți incredibil! Spune-mi ceva ce nu știu. Ținuta ta e... interesantă. Așteaptă o secundă. Acești pantofi îmi par cunoscuți. Arată exact ca ai mei. Avea pantofi la fel. Bate palma. Chiar trebuie. Abia aștept ora de desen. E materia mea preferată. Să începem. Ce să pictez? Wow, nu te oprești niciodată din vorbit, nu? Hei, uite-te la mustața mea! Trebuie să-mi schimb banca. Nu pot să cred că avem aceiași pantofi. Ar trebui să fim cele mai bune prietene. Serios, e atât de enervantă. Nu mai suport. Gata, trebuie să fac ceva în privința asta. Nimeni nu poartă aceiași pantofi ca mine. Ar fi trebuit să fac asta mai devreme. Voi avea nevoie de toată această vopsea. E aproape gata. E timpul pentru o transformare vestimentară. Îmi vei mulțumi mai târziu. Acum trebuie să par nevinovată. Ups, mi-a scăpat vopseaua, scuze. Nu, glumești. Uită-te la pantofii mei. Oh, ce păcat.
Presupun că va trebui să-i schimbi acum. Da, așa cred. Îmi voi face proprii pantofi. Va trebui să tai acest carton. Cred că am tot ce-mi trebuie. Voi începe cu piesa în formă de pantof. Mai am nevoie de un singur lucru. De pistolul meu de lipit. Voi aplica lipiciul pe această fâșie de carton. Am nevoie de el doar la un capăt. Acum îl voi prinde de cealaltă bucată. Va trebui să presez bine zona. Vreau să se fixeze. Apoi pot înfășura banda. Va trebui să o îndoi și să-i dau forma. Nu vreau niciun spațiu gol. Ok, trecem la următoarea bucată. Va trebui să o pliez. Trebuie să încapă înăuntru. Voi avea nevoie de mai mult lipici. Îl voi aplica pe lateral. Perfect! Acesta va fi botul pantofilor. Îmi va păstra degetele de la picioare calde. Acestea sunt ultimele piese. Dar nu am terminat. Voi da găuri în carton. Acestea îmi vor menține picioarele răcoroase. Nimeni nu vrea picioare urât-mirositoare. Acum am nevoie de găuri pentru șireturi. Le voi face la distanțe egale. Continui pe toată partea laterală a pantofului. Acum trebuie să-l colorez. Wow, arată grozav! Proprii mei Adidas personalizați. O să-i probez. Îmi vin perfect. Ce zici? Ha? Ce? De unde ți-ai luat Adidas și ăia? Wow, sunt uimitori! Sunt unici! Atât de chic! Hai să pictăm! Nu ai scăpare, Molly! O să te prind! Nu vei face asta! Oh, am nevoie de o pauză! Dar a fost distractiv! Uită-te la veioza profei! O să o sting! Hei, nu faci asta! Așa e mai bine! Nu cred! Încetează! Obligă-mă! Huh? Ce s-a întâmplat cu ea? Cred că ai stricat-o! Hei, aprinde-te! Așteaptă! Nu, e moartă! E nasol! Fugi! Poate că nu va observa! Bună dimineața, elevi! Sper că sunteți pregătiți pentru test! Ce ciudat! Veioza mea nu funcționează! Ce e în regulă cu ea? Fetelor, aveți vreo idee? Neagă tot! Nu spun nimic! Ar fi trebuit să-mi dau seama! V-ați jucat cu ea! V-am avertizat înainte! Stai puțin! Hai să derulăm înapoi! Nu putem lăsa să se întâmple asta! Așteaptă! Am o idee! Putem folosi această hârtie! O să ne rezolve problema! Mai întâi trebuie să o împart în 3 secțiuni! Acum voi face un mic pliu în partea de sus! Apoi o voi întoarce! Apoi voi face un alt pliu! Voi continua să fac asta! Voi face asta până la finalul paginii! Acum voi strânge toate pliurile! Voi ține strâns un capăt! Acum am nevoie de niște luminițe. Voi lua o bucată de carton roz. Îl voi plia și voi pune autocolante pe el. Voi face o gaură pe spate și voi băga luminile prin ea. Voi lipi luminile pe interiorul cartonului. Acum pot adăuga hârtia mea pliată. O voi trage peste lumini. Cred că e ok. Arată exact ca o carte. Ia uite, nu mai avem nevoie de veioză. Asta e chiar mai bună. Wow, e atât de frumoasă. Aș putea să mă uit la ea toată ziua. Profei, o să-i placă. Hai să ne întoarcem în băncile noastre. Bună dimineața, elevi. Sper că sunteți... Aceasta nu este veioza mea. De unde a apărut ea? Cred că este unul dintre misterele vieții. Da, a funcționat. Ai făcut o treabă grozavă. E așa delicioasă. Ce drăguț, puiule. Brian, uite-te la mâna ta. Se face lipicioasă. Trebuie să oprim asta. De ce am o gogoașă? Știu! Hei! Voi trece cornetul prin gogoașă. Bine, îl poți avea înapoi. Asta ar trebui să funcționeze. E minunat, mamă! Ce gustos! Nu mai avem mâini lipicioase. Ce deliciu! Vreau mai multă! Gogoș, există ceva ce nu pot face? E timpul pentru puțină distracție. Să începem! Mă simt atât de viu! Să adăugăm puțină culoare. Îi trebuie puțin sclipici. Ce zici de niște felii de portocală? Asta-i tot! Acum pot să trag apa. Vai, uite cum se mișcă. Nu mă așteptam la asta. A fost minunat. Ce s-a întâmplat aici? E atât de multă spumă. Ce ai făcut, Brian? Pleacă de aici. Nu a fost eu! Așa era când am ajuns aici! Nu există decât o singură soluție! Salută-l pe micul meu prieten! Wow! Un robot! Dăm, dăm! Îl vreau! Vai, ce somn am avut! Ce-i asta? Nu-mi place apa! Nu o vreau!
E ora 8. E timpul pentru băutura ta de dimineață. Știi regulile? Bea! Nu mă poți obliga! Cereale delicioase! Iată apa ta! Bine, liniștește-te! E timpul pentru școală! La revedere, mami! Nu uita să-ți iei prânzul! Și apa ta! Scârbos! Care-i problema lui? Stai așa! Ce s-a întâmplat? Trebuie să dau un telefon! Alo? Da, imediat! Vai, a fost rapid! Ce este asta? O să-ți placă foarte mult! Uite, e un autobuz! Vrum, vrum! Dar nu e un autobuz obișnuit! E și o sticlă pentru apă! Destul de interesant, nu? O să-l umplu! E important să te hidratezi! Ar trebui să fie de ajuns! Pot pune capacul înapoi și apoi se poate introduce în autobuz! E gata! Pornește într-o călătorie! Gata, Brian? Iată-l că vine! Wow! E pentru mine? E minunat! Mersi, mamă! Nu așa repede! Nu vrei să-l pierzi! Iată! Pune-ți asta în jurul gâtului! Wow! Devine din ce în ce mai interesant! Revigorant! O zi bună, dragule! La revedere, mamă! Știam că va funcționa! Aproape am terminat! Asta e ultima piesă de domino! Am reușit! Nu! Piesele mele de domino! Ești ok, dragule? Nu, uite! E în regulă, o să le ridicăm! Poți să ajuți! Voi pune asta chiar aici! E rândul meu! Asta a fost ușor! Wow, mulțumesc! Distracție plăcută! Așa voi face! Aha! Nu! Glumești, mama! Eram atât de aproape! Ce-am făcut? A fost un accident! Nu am vrut! Ha? Ce-a fost asta? Poate pot să te ajut! Aveți nevoie de asta! Dă-mi-o! E o urgență! E fix ce avem nevoie! Trebuie să încarc piesele! Ele intră aici! Wow, ce colorat! Asta-i de ajuns! Acum am nevoie de tren! Ăsta vine în partea de sus! Trenul e pe cale să plece din stație! Ciu-ciu! Wow! Fii atent aici! Aliniază piesele de domino! Wow! E real? Desigur, dragule! Nu vine să cred! E tot ce-am visat vreodată! Wow! Îmi place foarte mult! Sunt foarte fericit! Acum poți să te joci! Simt o responsabilitate foarte mare! Bine, să începem! Ia asta! Vai! E glorios! Bună treabă, scumpule! Vreau să fac din nou! Îmi lasă gura apă! Abia aștept să-l gust! E cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată! Hei, ce faci? Ai niște lingurițe? Eram sigur că am uitat ceva! Stai așa! Putem folosi cornetele astea! O să iau o porție de tort folosind cornetul! Ești genial! Am destule pentru toți! M-ai cucerit cu tortul ăsta! Acum hai să ne distrăm! Iuhu! Acum putem mânca tortul! Ce pufos e! Taci odată! M-am trezit! Nu sunt deloc matinal! Poftim? O petrecere? Trebuie să mă pregătesc! O să mă arăt rapid! Apoi o să aleg ținuta perfectă! Arată bine! Ce face Chris acolo? Vreau să aflu! Hei, frate! Unde pleci? Merg la o petrecere, vezi? Ce pot să zic? Sunt popular! O petrecere? Pot să vin și eu? Nu ești invitat! Uite cum arăți! N-ai ce căuta acolo! Poftim? La ce te referi? Vorbești despre coșurile mele? Nu contează! Mama spune că sunt frumos! Deci pot să merg la petrecere? Nu, și nu te uita așa la mine! Nu e corect! Oricum nu voiam să merg! Ce naibă? Cu tremur! Nu cred! Ajutor! Arăt prea bine ca să mor așa! Oprește-te! Nu-mi strica părul! S-a terminat! N-a fost așa grav! Unde rămăsesem? Capul meu!
Wow, ce nebunie! Ce dezastru! Ce-i asta? Stai! Cred că o pot folosi! Poate scap de coșuri! Merită să încerc! Wow, funcționează! Ce bine e! Oh, da! Cum arăt? O să-i arăt și lui Chris! Hei, frate! Observi ceva diferit la mine? Uite ce ten curat am! Hei, fii atent la mine! M-aș putea spăla pe dinți, dar merge! Justin, ce-ai făcut? Arăți bine! Hai să mergem! Arătăm bine și ne simțim bine! Așa, frate! Arăți super! Hai să ne distrăm! Sunt gata! Abia aștept! La ce oră ne aduce mama acasă? Ce mă fac? Nu se mai poate! Există o singură soluție! Nu te mișca! Da, eu sunt! Probabil te întreb cum am ajuns aici! Stai așa! Hai să dăm puțin înapoi! Am multe de povestit! Fă-ți niște popcorn, începe povestea! Wow, ce tare! Hei, ce faci, puiule? Bună, tata! O banană delicioasă! Stai puțin! Justin, ce poziție ai? Nu e bine deloc! Ești cocoșat! Hai, fiule, trebuie să stai drept! Mult mai bine! Mersi, tata! Cu plăcere! Acum pot să mănânc banana în liniște! Poftă bună, tata! O să reușesc! O să câștig! Hei, cum merge treaba? Stai! Nu te-ai oprit deloc din jucat? Nu prea! Aha! Stai puțin! Ce-o fi în capul meu? Am terminat! Acum pot să mă culc! Ciudat! Nu e bine deloc! Soția mea o să fie furioasă! Trebuie să fac ceva! Hei, care-i faza? Justin, stai drept! Vorbesc serios! Ce mă fac cu tine? Nu mai poți continua așa! Există o singură soluție! Nu te mișca! E vina ta, Justin! Încerc să te ajut! O să-mi pun cureaua peste tine, apoi o să o prind la spate, fix așa! Gata, așa mai vii de acasă! De fapt, e chiar bine! Mersi, tata! A funcționat! Mă duc la culcare! Vise plăcute! Thank you. Și n-am dat-o jos încă! Uite! Stai, credeai că o să mă... Nu, e o poveste cu final fericit! Ce tare! Aș putea face asta toată ziua! Sunt plin de viață! Nu ca jucăriile astea! Dar acum sunt trist! Nu mai am ce distruge! Ia uite! Ce chipsuri bune! Dar cam fac firimituri! Ce-ai de văzut la televizor? Clasic! Ce poate fi mai bun ca o zi de leneveală? Ups, mi s-au terminat chipsurile! De ce oamenii buni pățesc mereu lucruri rele? Ar trebui să ies și să mai cumpăr! Stai așa! Nu sunt îmbrăcat corespunzător! Trebuie să mă îmbrac! Așa mai vii de acasă! Nu, Chris, nu cred! Ba da, și mi-a plăcut la nebunie! Cum ți se pare? Arată bine, nu-i așa? De ce? De ce ai face așa ceva? Ia uite! Ups! Mi-ai decupat și punga? Și banii? De ce ai face asta? Calmează-te! Ce pot să zic? Asta fac artiștii! Hei, Justin! Uite ce tricou am! Îți fac și ție unul? Mă enervez la culme! Respiră! Cred că știu ce pot face! O să mă îmbrac la loc cu tricoul ăsta pătat! Dă-mi farfeca aia! O să-i fac câteva modificări! A fost ușor! Acum o să-l trag peste cap! Dar nu de tot! O să fac un nod în tricou! Am obținut o plasă de cumpărături perfectă! Încap foarte mult în ea! Nu punem mâna pe ea! Bine? Am plecat! Se vede că l-am inspirat! Apciu! Scumpa mea! Bea siropul ăsta! O să te ajute să te simți mai bine! Gura mare! Nu! E scârbos! Sigur există o cale mai ușoară! Știu!
aș putea folosi suzeta asta. Ia o suzetă și umple o seringă cu sirop de tuse. Pune seringa în suzetă, apoi împinge siropul prin vârful suzetei. Hai să mai încercăm o dată. Oh, da! Habar nu are. Oh, abia aștept. O să deschid rapid ușa. E un loc mai magic decât mi-am imaginat. Ce tare! Vreau și eu un așa pat. Papucii tatei! Ce mari sunt! Oh, wow! Pantofii mamei sunt atât de frumoși! Aoleu! Încetişor! Ia să vedem! E greu să mergi încălțată cu așa ceva. Aoleu! Ce distractiv e! Cu ce altceva mă pot juca? Parfumul mamei! O să miros ca un om mare! Vreau să mă fac frumoasă! Ce de culori! Ce-i asta? Ce ciudat se simte! Oh! Ce bine arată! Și ce bine miroase! Nu! Dă-mi-l imediat înapoi! Nu terminasem! Astea nu sunt jucării! Oh, poate putem face ceva! Scoate tot rujul din tub! Apoi adaugă câteva dropsuri de ciocolată roz într-o lingură! Topește încet ciocolata deasupra unei lingure! Amestecă bine pentru a te asigura că s-a topit toată! Toarnă ciocolata în tubul de ruj curat! Umple tubul cu ciocolată și așteaptă să se întărească! Un ruj care arată bine și e delicios! Serios? Wow! Miroase a ciocolată! Gustă-l! Mmm! Acum produsele mele de machiaj sunt în siguranță! Super! E timpul pentru micul dejun! O să stor niște suc, scumpa mea! În cana mea preferată! Mmm! Cremă de ciocolată! Mmm! Unde e lingura? Mmm! Mă întorc imediat! Am rămas singură cremă de ciocolată! E toată a mea! E delicioasă! Oh, ce bună e! E delicioasă, dar e foarte lipicioasă! Acum vin, scumpa mea! Vai de mine! Ce mizerie ai făcut! Oh, asta? Corect! E peste tot! Ce mă fac? Mi-a venit o idee apropo de asta! Ia un borcan de cremă de ciocolată și fă o gaură în capac. Apoi adaugă lipici fierbinte în jurul găurii. Ai grijă să nu cadă lipici în borcan. Apoi ia un cap de dozator curat și bagă-l prin capac. Apasă-l peste lipiciul fierbinte. Și așa ai obținut un dozator pentru crema de ciocolată. Oh, ce interesant! Hai să-l testăm! Trebuie doar să apeși puțin și crema de ciocolată va curge imediat. Obții mereu o cantitate perfectă de cremă și nu faci mizerie. Wow, ce tare! Mersi, mama! Ups, ai niște cremă pe bărbie! Nu e corect deloc! Ce ai pățit, scumpo? Uite! Ah. Ah, o carte bună înainte de culcare! Și ceva bun! Nu-mi vine să cred că în sfârșit e noaptea balului! Ah, ce bine arată nuanța asta! Ce bine miroase! Ce cercei frumoși! Dar lipsește ceva! Oh, o tiară! Fix asta îmi lipsea! Acum pot să-mi îmbrac rochia! Ah, e superbă! Sigur o să fiu aleasă regina balului! Mă simt ca într-o poveste! Poceta, te rog! Mi-a sunat cumva telefonul? Ce se întâmplă? Nu! Ce dezastru! Nu-mi vine să cred! S-a ales praful de bal! Nu e corect deloc! Ce ai pățit, scumpo? Uite! Ah, acum nu mai pot merge la bal! Ba da, poți! Știu cum pot rezolva problema asta! O să funcționeze perfect! Ce deșteaptă ești, mama! Încearcă să faci asta! Lipește scotch dublu adeziv de rochie! Dă la o parte folia! Apoi lipește bezele moi de scotch! Repetă metoda pe fiecare segment de scotch! E un început promițător, dar mai avem mult până terminăm! Acoperă întreaga rochie cu bezele moi! Dar mănâncă și tu ceva! Sigur o să ți se facă foame! Mersi, mama! Hai să postăm un selfie! Zâmbește! Ce de like-uri! Wow! E fascinant! Unde mi-e comoara?
Ha? Ce-a fost asta? Aha! Nimeni nu mă poate opri! O să o găsesc garantat! Ce se întâmplă aici mai exact? Arr. Ai cumva comoara mea? Scumpo, mami încearcă să citească o revistă. Îmi place jocul ăsta! Oh, ce-i aia? Există o singură soluție! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme. Mami, lasă-mă să văd! Mai am puțin! Wow! Ha? Sper să o mențină ocupată. Wow! E harta unei comori! Ce interesant! Trebuie să mă grăbesc! Câtă imaginație are! Am găsit primul indiciu! Unde e? Aha! Te-am găsit! Ce urmează? O să am nevoie de astea! Wow! Aur! Sunt bogată! Cum merge treaba? Le-am strâns pe toate! A fost greu! Wow! Ești cel mai priceput pirat din lume! Dar unde e comoara? Stai să mă gândesc! Ah, uite! No, e papagalul meu! Ah, e foarte obositor să fii pirat! Wow! Ce e acolo sus? Trebuie neapărat să aflu! N-am mai văzut niciodată așa ceva! Ia să vedem! Câtă lumină! Trebuie să o duc la parter! Tata a avut jucării? Nu știam! Wow! Ce de mașinuțe! Ce tare! Vrum, vrum! Ce distractiv e! O să organizez o cursă de mașini! Bună, scumpa mea! Ce dezastru e aici! Ia să fac puțină ordine! Aoleu! Nu! Au, spatele meu! Ce mașinuțe idioate! Se împrăștie peste tot! Trebuie să fii mai atentă! Puteam să mă lovesc foarte rău! Scuze, mami! Păi, poate am exagerat! Am o idee! Ia să trec la treabă! Începe cu o cutie goală și avem nevoie și de un tub de carton, de la un sul de hârtie igienică. Adaugă lipici fierbinte la capătul tubului. E nevoie de un strat subțire de lipici. După aceea lipește tubul în cutie. Umple cutia cu astfel de tuburi. Fix așa. Ce bine a ieșit. Ok, acum hai să punem mașinuțele în tuburi. Le parchez eu, mami. Vrum! Ce distractiv e. Asta e ultima mașinuță, mami. Parcă aș avea propriul meu garaj. Și le văd pe toate. Și mașinuțele stau acum în ordine. Mersi, mami! Wow, desenul ăsta e o capodoperă! O să-l las moștenire! Hap-ciu! Wow! Ai strănutat cumva? Nu, pisica a strănutat! Ai răcit? Hap-ciu! Da, tati, cred că am răcit! Eram sigur! Există o singură soluție! Trebuie să iei pastilele astea! Dar sunt grețoase, tati! Nu comenta, Alex! O să te ajute să te simți mai bine! Poftim! Nu, nu vreau! Te rog, te rog frumos! Câh, nu! Credeam că o să funcționeze! Oh, ce avem noi aici? Aș putea folosi dulciurile astea! O să încerc! Ha, unde a plecat tata? Nu contează, o să-mi termin desenul și o să mănânc dulciurile! Nu vreau să mă vadă! Nu e atent! Acum e momentul! Nu e mai deștept ca mine! O să iau dulciurile! Încetişor! Încă puțin! Am reușit! Acum o să trec la treabă și trebuie să mă mișc rapid! Am nevoie de un ursuleț gumat! O să-l tai pe laterală cu un bisturiu! Nu o să tai prea adânc! Acum am nevoie de o pastilă! O să o bag în tăietură! Asta îmi doream să fac! Hei, Alex, am un bol de dulciuri delicioase pentru tine! Nu te cred! E un ursuleț gumat! Ha? Oh, îmi plac ursuleții gumați! Nu refuz niște dulciuri! E albastru, preferatul meu! Stai așa, are un gust diferit, dar tot bun e! Așa, mănâncă-i pe toți! Uneori mă uimesc singur!
Ce zi! Dar sunt acasă, în sfârșit! Ce faci, puiule? Nu pot vorbi acum, sunt ocupat! Te-am salutat! Și eu am spus că nu pot vorbi acum, sunt ocupat! Îmi plac discuțiile noastre, puiule! Ce zici de îmbrățișare? Vino încoace! Nu? Nu vrei? Ce vrei? Să nu mă mai ignori! Ah, bine, bună! Deci, acum pot să mă joc în continuare? Incredibil! M-aș putea juca toată ziua! Știi ce? Cred că fix asta o să fac! Justin, ce faci aici? Ți-a trecut ora de culcare! Hai, închide laptopul! Trebuie să te culci! Nu cred! Justin! Tot aici ești? Nu mai face zgomot! Hei! Justin, ascultă-mă! Să nu cumva să apeși pe tasta aia! Nu știu ce să fac! Nu mă ascultă niciodată! Vrei niște cremă de ciocolată? O să te iau cu forța de aici! Câte kilograme ai? Uite, am un balon! Nimic nu funcționează! Ce rost mai are? Ai terminat? Trebuie să mă concentrez la nivelul ăsta! Unde greșesc? Am eșuat ca părinte! Ce joci acolo? Trebuie să găsesc o soluție! Și cred că știu ce pot face! Așteaptă-mă aici! O să tai câteva fragmente din balonul ăsta. Nu trebuie să fie foarte mari. Apoi am nevoie de balonul portocaliu. Acum îmi trebuie o pâlnie. O să o bag în gura baloanelor. Și o să torn sclipici înăuntru. Wow, ce strălucitor e! Trebuie să adaug și apă. Așa balonul o să se mărească. Și o să devină moale. La final o să leg o fundiță în jurul balonului. Îți prezint balonul moale! Poate am fost cam dramatic. Aș vrea să-l păstrez doar pentru mine. Ha? Ce ai acolo? Oh, pare distractiv. Dă-mi-l mie, îl vreau eu. Vino și ia-l. Dacă te culci, îți dau balonul. Serios? Wow! Wow, e genial. Ha, ai văzut, tati? Mersi, tati. Acum treci la culcare, puiule. Noapte bună, tati. Super! Acum trebuie să plec. Hiu, e greu să faci curățenie, dar casa e curată lună. Uite, arată perfect. Wow, m-am descurcat de minune. Sunt un vrăjitor cu mopul în mână. Praful n-are nicio șansă în fața mea. O casă curată înseamnă o minte curată. În sfârșit mă pot relaxa. Alex, tu ești? Hei, tati, ce faci? Ce s-a întâmplat? De ce ești așa murdar? A, asta? Am jucat basket. Trebuia să mă fi văzut. Era să dau un coș, poate data viitoare. Stai pe loc! Să nu strici frumusețe de casă! Nu, nu face asta! Oprește-te, te rog, te implor! E îngrozitor, foarte îngrozitor! Trebuie să-l opresc! Dă-te înapoi, puiule, te rog! Hai, fă asta pentru tati! Sunt obosit, tati! N-am timp de asta! De ce? De ce-mi faci asta? Stai, baloanele! M-ar putea salva! Trebuie să mă mișc rapid. Nu trebuie să-l las pe Alex să înainteze. Nu, Alex, podeaua! Te-ai tăvălit prin noroi? Fiecare pas îmi zdrobește inima. Tati? Acum ori niciodată. Am reușit, totul va fi bine. Ce faci acolo? O să dezumflu balonul în jurul piciorului tău. Ca și cum ai purta încălțăminte la comandă. Hei, îmi place cum sună. Am rezolvat și celălalt picior. Arată bine, mersi, tati. Ok, acum poți pleca. Intră direct la duș. Stai, cine e? Iar? E așa delicioasă. Ce drăguț, puiule. Brian, uite-te la mâna ta. Se face lipicioasă. Trebuie să oprim asta. De ce am o gogoașă? Știu, hei. Voi trece cornetul prin gogoașă. Bine, îl poți avea înapoi. Asta ar trebui să funcționeze. E minunat, mamă! Ce gustos! Nu mai avem mâini lipicioase. Ce deliciu! Vreau mai multă! Gogoș, există ceva ce nu pot face? E timpul pentru puțină distracție. Să începem! Mă simt atât de viu! Să adăugăm puțină culoare. Îi trebuie puțin sclipici. Ce zici de niște felii de portocală? Asta-i tot! Acum pot să trag apa. Vai, uite cum se mișcă! Nu mă așteptam la asta! A fost minunat! Ce s-a întâmplat aici? E atât de multă spumă! Ce ai făcut, Brian? Pleacă de aici!
Nu a fost eu! Așa era când am ajuns aici! Nu există decât o singură soluție! Salută-l pe micul meu prieten! Wow! Un robot! Dăm! Îl vreau! Ah, vai, ce somn am avut! Ha? Ce e asta? Nu-mi place apa! Nu o vreau! Ha? E ora 8! E timpul pentru băutura ta de dimineață! Știi regulile? Bea! Nu mă poți obliga! Mmm, cereale delicioase! Iată amata! Bine, liniștește-te! E timpul pentru școală! La revedere, mami! Nu uita să-ți iei prânzul! Și apa ta! Ah, scârbos! Care-i problema lui? Stai așa! Ce s-a întâmplat? Trebuie să dau un telefon! Alo? Da, imediat! Vai, a fost rapid! Ce este asta? O să-ți placă foarte mult! Uite, e un autobuz! Vrum, vrum! Dar nu e un autobuz obișnuit! E și o sticlă pentru apă! Destul de interesant, nu? O să-l umplu! E important să te hidratezi! Ar trebui să fie de ajuns! Pot pune capacul înapoi și apoi se poate introduce în autobuz! E gata! Pornește într-o călătorie! Gata, Brian? Iată-l că vine! Wow! E pentru mine? E minunat! Mersi, mamă! Nu așa repede! Nu vrei să-l pierzi! Iată! Pune-ți asta în jurul gâtului! Wow! Devine din ce în ce mai interesant! Revigorant! O zi bună, dragule! La revedere, mamă! Știam că va funcționa! Aproape am terminat! Asta e ultima piesă de domino! Am reușit! Nu! Piesele mele de domino! Ești ok, dragule? Nu! Uite! E în regulă! O să le ridicăm! Pot să ajuți! Voi pune asta chiar aici! E rândul meu! Asta a fost ușor! Wow! Mulțumesc! Distracție plăcută! Așa voi face! Aha! Nu! Glumești, mama! Eram atât de aproape! Ce-am făcut? A fost un accident! Nu am vrut! Ha? Ce-a fost asta? Poate pot să te ajut! Aveți nevoie de asta! Dă-mi-o! E o urgență! E fix ce avem nevoie! Trebuie să încarc piesele! Ele intră aici! Wow, ce colorat! Asta-i de ajuns! Acum am nevoie de tren! Ăsta vine în partea de sus! Trenul e pe cale să plece din stație! Ciu-ciu! Wow! Fii atent aici! Aliniază piesele de domino! Wow! E real? Desigur, dragule! Nu vine să cred! E tot ce-am visat vreodată! Wow! Îmi place foarte mult! Sunt foarte fericit! Acum poți să te joci! Simt o responsabilitate foarte mare! Bine, să începem! Ia asta! Vai! E glorios! Bună treabă, scumpule! Vreau să fac din nou! Îmi lasă gura apă! Abia aștept să-l gust! E cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată! Hei, ce faci? Ai niște lingurițe? Eram sigur că am uitat ceva! Stai așa! Putem folosi cornetele astea! O să iau o porție de tort folosind cornetul! Ești genial! Am destule pentru toți! M-ai cucerit cu tortul ăsta! Acum hai să ne distrăm! Iuhu! Acum putem mânca tortul! Ce pufos e! Ah, taci odată! M-am trezit! Oh, nu sunt deloc matinal! Poftim? O petrecere? Trebuie să mă pregătesc! O să mă arăt rapid! Apoi o să aleg ținuta perfectă! Arată bine! Oh, ce face Chris acolo? Vreau să aflu! Hei, frate! Unde pleci? Merg la o petrecere, vezi? Ce pot să zic? Sunt popular! O petrecere? Pot să vin și eu? Ha? Nu ești invitat! Uite cum arăți! N-ai ce căuta acolo! Poftim? La ce te referi? A, vorbești despre coșurile mele? Nu contează! Mama spune că sunt frumos! Deci, pot să merg la petrecere? Nu, și nu te uita așa la mine! A, nu e corect! Oricum, nu voiam să merg!
Ce naibă? Cu tremur! Nu cred! Ajutor! Arăt prea bine ca să mor așa! Oprește-te! Nu-mi strica părul! Cu? S-a terminat! N-a fost așa grav! Unde rămăsesem? Au, capul meu! Wow, ce nebunie! Ce dezastru! Ce-i asta? Stai! Cred că o pot folosi! Poate scap de coșuri! Merită să încerc! Wow, funcționează! Ce bine e! Oh, da! Cum arăt? O să-i arăt și lui Chris! Hei, frate! Observi ceva diferit la mine? Uite ce te încurat am! Hei, fii atent la mine! M-aș putea spăla pe dinți, dar merge! Justin, ce-ai făcut? Arăți bine! Hai să mergem! Arătăm bine! Și ne simțim bine! Așa, frate! Arăți super! Hai să ne distrăm! Sunt gata! Abia aștept! La ce oră ne aduce mama acasă? Ce mă fac? Nu se mai poate! Există o singură soluție! Nu te mișca! Da, eu sunt! Probabil te întreb cum am ajuns aici! Stai așa! Hai să dăm puțin înapoi! Am multe de povestit! Fă-ți niște popcorn, începe povestea! Wow, ce tare! Hei, ce faci, puiule? Bună, tata! O banană delicioasă! Stai puțin! Justin, ce poziție ai? Nu e bine deloc! Ești cocoșat! Hai, fiule, trebuie să stai drept! Mult mai bine! Mersi, tata! Cu plăcere! Acum pot să mănânc banana în liniște! Poftă bună, tata! O să reușesc! O să câștig! Hei, acum merge treaba! Stai! Nu te-ai oprit deloc din jucat? Nu prea! Aha! Stai puțin! Ce-o fi în capul meu? Am terminat! Acum pot să mă culc! Ciudat! Nu e bine deloc! Soția mea o să fie furioasă! Trebuie să fac ceva! Hei, care-i faza? Justin, stai drept! Vorbesc serios! Ce mă fac cu tine? Nu mai poți continua așa? Există o singură soluție! Nu te mișca! E vina ta, Justin! Încerc să te ajut! O să-mi pun cureaua peste tine, apoi o să o prind la spate, fix așa! Gata, așa mai vii de acasă! De fapt, e chiar bine! Mersi, tata! A funcționat! Mă duc la culcare! Vise plăcute! Thank you. Și n-am dat-o jos încă! Uite! Stai, credeai că o să mă... Nu, e o poveste cu final fericit! Ce tare! Aș putea face asta toată ziua! Sunt plin de viață! Nu ca jucăriile astea! Dar acum sunt trist! Nu mai am ce distruge! Ia uite! Ce chipsuri bune! Dar cam fac firimituri! Ce-ai de văzut la televizor? Clasic! Ce poate fi mai bun ca o zi de leneveală? Ups, mi s-au terminat chipsurile! De ce oamenii buni pățesc mereu lucruri rele? Ar trebui să ies și să mai cumpăr! Stai așa! Nu sunt îmbrăcat corespunzător! Trebuie să mă îmbrac! Așa mai vii de acasă! Nu, Chris, nu cred! Ba da, și mi-a plăcut la nebunie! Cum ți se pare? Arată bine, nu-i așa? De ce? De ce ai face așa ceva? Ia uite! Ups! Mi-ai decupat și punga? Și banii? De ce ai face asta? Calmează-te! Ce pot să zic? Asta fac artiștii! Hei, Justin! Uite ce tricou am! Îți fac și ție unul? Mă enervez la culme! Respiră! Cred că știu ce pot face! O să mă îmbrac la loc cu tricoul ăsta pătat! Dă-mi farfeca aia! O să-i fac câteva modificări! A fost ușor! Acum o să-l trag peste cap! Dar nu de tot, o să fac un nod în tricou. Am obținut o plasă de cumpărături perfectă. Încap foarte mult în ea.
Nu pune mâna pe ea, bine? Am plecat. Se vede că l-am inspirat. Ce interesant la TV. Și secretul e să folosiți o pensulă. Ce plictisitor. Și apoi, stai puțin, glumești cumva? Ce casă are. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Arată îngrozitor. Trebuie să o ajut. Atenție! Îmi plac provocările interesante. Trezirea! Nu te vizitează în fiecare zi o vedetă. Trezește-te! Wow, ce grea ești! Mă las pe gubașă. Există o singură soluție. Trezirea! M-am trezit! Așa mai vii de acasă. O să ai nevoie de ăsta. Abia aștept! Hai să trecem la treabă! Ok, o să începem prin a face curățenie. Sper să nu găsesc păianjeni pe aici. Când ai șters praful ultima dată? Trebuie să dorm puțin. Impecabil! Serios? Dă-mi perna aia! Hei, foloseam aia! Nu mai dormi! Ia de aici! Da? Oprește-te! Încerc să te ajut! Uite cum arată camera asta! Arată mai rău ca înainte! Dar am o idee! O să lipesc banda asta LED de perete! Și aici! O să arate genial! Îmi trebuie niște scoci dublu adeziv! Ce ușor a fost! Urmează partea distractivă! O să lipesc umplutura pernei de scoci! O să acopere complet banda LED! Ce pufoasă e! Am ceva pe față? Mersi! Voila! Wow! Ce e asta? E un nor luminos! Emană pace și relaxare! E frumos foc! Wow! Ești genială! Ok, ce urmează? Păi, am o mulțime de idei! Un bufet! Scapă de el! Nu mă apropii de șoarecele ăla! Stai! E aproape ora cinei! Trebuie să fug! Vino înapoi! Ce ai pățit? Ce-a fost asta? Ce de carton? Stai puțin, pot să-l folosesc la ceva! Ia să vedem! Trebuie să-mi folosesc latura artistică! Ăsta da fast food! Cred că mi s-a părut! O să desenez o linie pe carton! O să-i placă garantat lui Grace! E greu să fii atât de talentată! Ia să mă apuc de tăiat! Nu putem fi prieteni! Ok, asta chiar a fost ciudat! Ce bine arată! Trebuie să le asamblez! Tăieturile din carton mă ajută să întrepătrund celelalte bucăți! Și întăresc toată construcția! O să acopăr cartonul cu cerșaful ăsta! Gata! Grace are o canapea nouă! Dar am nevoie de niște perne și astea sunt simpatice foc! Arată mult mai bine! Trebuie să mă ajuți! Șoarecele ăla e supărat foc! Stai, sunt vegetarian! Pa! Era cât pe ce! Ce bine e! Ce cald e! Nu-i bai, te rezolvi imediat! Vrei un suc? E perfect! Ce bun e! Ups! Ce neatentă sunt! Ce bine era dacă aveam o masă! Nu-i bai, săptămâna trecută am scăpat tăieței pe jos! Apropo de tăieței, știu un restaurant super! La care ar trebui să mergem! Lipsește ceva! Nu! Ia cine e? Ar fi bună o masă! No! Mai putea ajuta! Știu! Hei, puștule! Îmi dai tricicleta ta? Îți dau în schimb ciocolata asta uriașă!
Ia-o! Deci mi-o dai? Nu? Știi să negociezi. Ce zici de un telefon nou? Super! Dă-mi tricicleta. Ok, asta e ultima mea ofertă. Sigur! Wow, ce se întâmplă aici? Dă-l încoace. Dă-i tricicleta domnișoarei. Cu plăcere. Ce familie minunată. Să trecem la treabă. O să colorez tricicleta cu vopsea la spray aurie. O să arate mai elegant așa. Trebuie să o acopăr complet. Și roțile. Trebuie să aștept să se usuce vopseaua. Apoi o să pun o bucată de sticlă deasupra. Și am obținut o măsuță distractivă. Cred că o să comand niște tăieței. Niște... Hei, ce-i asta? Wow, am o măsuță de cafea. Arată extraordinar. Stai! Avem nevoie de niște gustări. Am adus niște popcorn. Nu-mi vine să cred că n-am mai folosit până acum o măsuță de cafea. Deci, restaurantul ăsta cu tăieței o să-ți placă. Ai înțeles? Eu nici măcar nu decorez camerele. Totul se rezumă la magia televizorului. A, ce miroase! Îți miros picioarele, clar, dar vine de la covor. Voiam să dau cu aspiratorul, dar n-am aspirator. Trebuie să-l curățăm cumva. Da, sigur. Putem începe prin a mătura gunoiul. Plouă cu popcorn. Credeam că mi-am pierdut ochelarii. Văd din nou. Ce de gunoaie. Super, nu mai trebuie să spăl rufele. Hei, încercam să mănânc ceva. Ține-mă în brațe. M-am săturat. Mă mut de aici. Dispar de aici. Bine că am terminat cu asta. Stai să mă gândesc puțin. Știu. Cu cine vorbește? O să încep prin a lipi niște scoci de covor. O să creez secțiuni diferite și forme diverse. Scociul va servi pe post de ghidaj. Și o să adaug niște culoare cu vopsea la spray. Pot să umplu fiecare secțiune cu o altă culoare. O să arate ca o operă de artă. Apoi deslipesc scociul. Ce părere ai? Nu-mi vine să cred că e același covor. Arată extraordinar. Vino încoace. Ce diferență! Wow, parcă nici n-ar fi aceeași cameră. Avem nevoie doar de niște detalii. Ce e în cufărul ăla? Deschide-l. Să știi că habar n-am ce conține. Hai să vedem. Putem folosi chestiile astea. Decorațiunile astea o să te facă să te simți ca acasă. O să arate super. Am uitat că am toate astea. Cred că le-am folosit pe toate. Arată bine, nu-i așa? Ne-am descurcat de minune. Deși... nu prea mă potrivesc cu camera. Nu-i bai. Nu doar camerele au nevoie de transformări. N-avem nevoie de asta. Wow! Mulțumesc! Totul arată super! Mă bucur că-ți place! Hei, camera ta de ce arată așa? Se pare că mai am puțină treabă! Wow! Desenul ăsta e o capodoperă! O să-l las moștenire! Wow! Ai strănutat cumva? Nu, pisica a strănutat! Ai răcit? Apciu! Da, tati, cred că am răcit. Eram sigur. Există o singură soluție. Trebuie să iei pastilele astea. Dar sunt grețoase, tati. Nu comenta, Alex. O să te ajute să te simți mai bine. Poftim! Nu, nu vreau. Te rog, te rog frumos. Nu. Credeam că o să funcționeze. Ce avem noi aici? Aș putea folosi dulciurile astea. O să încerc. Unde a plecat tata? Nu contează, o să-mi termin desenul și o să mănânc dulciurile. Nu vreau să mă vadă. Nu e atent, acum e momentul. Nu e mai deștept ca mine. O să iau dulciurile. Încetişor. Încă puțin. Am reușit.
Acum o să trec la treabă și trebuie să mă mișc rapid. Am nevoie de un ursuleț gumat. O să-l tai pe laterală cu un bisturiu. N-o să tai prea adânc. Acum am nevoie de o pastilă. O să o bag în tăietură. Asta îmi doream să fac. Hei, Alex, am un bol de dulciuri delicioase pentru tine. Nu te cred. E un ursuleț gumat. Ha? Oh, îmi plac ursuleții gumați. Nu refuz niște dulciuri. E albastru, preferatul meu. Stai așa, are un gust diferit, dar tot bun e. Așa, mănâncă-i pe toți. Uneori mă uimesc singur. Ce zi! Dar sunt acasă, în sfârșit. Ce faci, puiule? Nu pot vorbi acum, sunt ocupat. Te-am salutat. Și eu am spus că nu pot vorbi acum, sunt ocupat. Îmi plac discuțiile noastre, puiule. Ce zici de o îmbrățișare? Vino încoace. Nu? Nu vrei? Ce vrei? Să nu mă mai ignori. Ah, bine, bună. Deci, acum pot să mă joc în continuare? Incredibil. M-aș putea juca toată ziua. Știi ce? Cred că fix asta o să fac. Justin, ce faci aici? Ți-a trecut ora de culcare. Hai, închide laptopul. Trebuie să te culci. Nu cred. Justin! Tot aici ești? Nu mai face zgomot. Hei! Justin, ascultă-mă. Să nu cumva să apeși pe tasta aia. Nu știu ce să fac. Nu mă ascultă niciodată. Vrei niște cremă de ciocolată? O să te iau cu forța de aici. Câte kilograme ai? Uite, am un balon. Nimic nu funcționează. Ce rost mai are? Ai terminat? Trebuie să mă concentrez la nivelul ăsta. Unde greșesc? Am eșuat ca părinte. Ce joci acolo? Trebuie să găsesc o soluție. Și cred că știu ce pot face. Așteaptă-mă aici. O să tai câteva fragmente din balonul ăsta. Nu trebuie să fie foarte mari. Apoi am nevoie de balonul portocaliu. Acum îmi trebuie o pâlnie. O să o bag în gura baloanelor. Și o să torn sclipici înăuntru. Wow, ce strălucitor e! Trebuie să adaug și apă. Așa balonul o să se mărească și o să devină moale. La final o să leg o fundiță în jurul balonului. Îți prezint balonul moale! Poate am fost cam dramatic. Aș vrea să-l păstrez doar pentru mine. Ha? Ce ai acolo? Oh, pare distractiv. Dă-mi-l mie, îl vreau eu. Vino și ia-l. Dacă te culci, îți dau balonul. Serios? Wow! Wow, e genial! Ha, ai văzut, tati? Mersi, tati! Acum treci la culcare, puiule! Noapte bună, tati! Super! Acum trebuie să plec! Hiu, e greu să faci curățenie, dar casa e curată lună! Uite, arată perfect! Wow, m-am descurcat de minune! Sunt un vrăjitor cu mopul în mână! Praful n-are nicio șansă în fața mea! O casă curată înseamnă o minte curată! În sfârșit mă pot relaxa! Alex, tu ești? Hei, tati, ce faci? Ce s-a întâmplat? De ce ești așa murdar? A, asta? Am jucat basket! Trebuia să mă fi văzut! Era să dau un coș, poate data viitoare! Stai pe loc! Să nu strici frumusețe de casă! Nu, nu faci asta! Oprește-te, te rog, te implor! E îngrozitor, foarte îngrozitor! Trebuie să-l opresc! Dă-te înapoi, puiule, te rog! Hai, fă asta pentru tati! Sunt obosit, tati! N-am timp de asta! De ce? De ce-mi faci asta? Stai! Baloanele! M-ar putea salva! Trebuie să mă mișc rapid! Nu trebuie să-l las pe Alex să înainteze! Nu, Alex, podeaua! Te-ai tăvălit prin noroi? Fiecare pas îmi zdrobește inima! Tati? Acum ori niciodată! Am reușit! Totul va fi bine! Ce faci acolo? O să dezumflu balonul în jurul piciorului tău, ca și cum ai purta încălțăminte la comandă. Hei, îmi place cum sună! Am rezolvat și celălalt picior. Arată bine! Mersi, tati! Ok, acum poți pleca! Intră direct la duș! Stai! Cine e? Iar? Am încălzitură aici! Arată bine! Sunt atât de plictisită! Doar nu vorbești serios, ori asta e cea mai tare! Molly, ai ceva în spatele urechii! Ce? Wow! De unde a apărut asta? Ești magiciană? Poate că sunt! Wow, ce cool! Wow!
Mi-a venit o idee! Am nevoie de mult carton și de niște arcuri. Acum pot să fac o cutie. Începe să prindă contur. Da, cred că e gata. Mindy, trebuie să vezi asta. Hă? Ce e? Wow, tu ai făcut asta? Nu ai văzut cea mai bună parte? Uite, mănâncă moneda! E tare, nu? Hai să încercăm din nou! Speram să spui asta! Trebuie să mă concentrez! Nu vreau să fac nicio greșeală! Ce muc mare și suculent! Ha? Ce-i aia? E chitia mea! Știu, e uimitoare! E ok să fie invidioasă! O vreau! Uită-te la ea! Molly? Poți să o țin? Normal! Glumeam! Te-am păcălit! Ce urât! Clar nu o ții tu pe chitia mea! E atât de rea! Dar îi arăt eu ei! Mai întâi tai acest carton în jumătate! Acum am nevoie de lipici! Îl voi aplica pe margine! Am niște carton zimțat! Îl apăs pe lipici! Voi îndoi marginile pentru a face o cutie! Am înfășurat hârtie pe un bețișor de lemn, care se bagă în cutie. Am făcut o mică gaură în cartonul ăsta. Asta va fi partea de sus a cutiei. Voi trage hârtia prin fantă, apoi voi desena pe ea. Și gata! Molly, ia uite! E un desen animat cu Hello Kitty! Super cool, nu? Ce? De unde ai luat chestia aia? Aș vrea să am așa ceva! Există o singură soluție! Fac schimb cu tine! Știi ce vreau? Woohoo! Merită! E atât de moale și drăguță! Wow! N-am mai văzut așa ceva! E cea mai tare chestie! Aș putea face asta toată ziua! Alarma mea e setată! E timpul să mă culc! Simt că uit ceva! Însă ce? Stai o secundă! Am uitat de examen! Oh, nu! E nasol! Trebuie să studiez! Sper că nu e prea târziu! Ok! Pot face asta! Trebuie doar să învăț cât pentru un semestru! Cât de greu poate fi? Oh, sunt atât de obosită! Dar trebuie să continui! Studiez din greu, ha? Ți-am adus niște gustări! A, ești cea mai tare! Știu! Ha? Ce se întâmplă? Șt, trebuie să învăț asta! Veioza ta pâlpâie! Cred că are ceva! Și acum s-a stricat! Nu e bine! Sper că nu ți este frică de întuneric! Stai așa! Am o idee! Da, să începem! Voi desena inimi pe un pahar de hârtie, apoi le voi decupa. Voi pune un disc de carton deasupra paharului și voi băga un bețișor de lemn prin el. Acum am nevoie de multe discuri de carton. Le voi schivui și voi face o gaură în ele și în pahar. Acum voi băga luminițele în pahar. Voi înfige bețișorul de lemn în discurile de carton. E o veioză drăguță! Oh, Mindy, asta te va ajuta să studiezi! Oh, wow! E exact ce-mi trebuia! E perfectă! Mult noroc, draga mea! Știu că poți! Da, cred că pot! Cartea asta e atât de interesantă! Dar cititul e o muncă grea! Mă face să-mi fie foame! Am nevoie de mâncare! Noroc că sunt pregătită! O să mănânc niște bomboane! Sunt minunate! Sunt atât de fericită acum! Nimic nu poate strica starea! Ce crezi că faci? Pune bomboanele în coșul de gunoi! Nu e corect! Îmi plăceau! Știi regulile? Sunt dezamăgită de tine, Mindy! Acum citește-ți cartea! Sunt prea șireată pentru ea! Am mai multe bomboane ascunse! Nu, nu pot! Sau pot? Trebuie să existe un mod de a le mânca! Stai, știu! Voi tăia un nor dintr-o bucată de carton. Apoi voi lipi doi ochi și o gură pe el. Voi aplica lipici pe margini și voi lipi un material cauciucat. Voi avea nevoie și de un fermoar. E un caiet simpatic, dar ascunde un secret delicios. E ca un curcubeu dulce. Așa da, profesoara nu va ști niciodată. Mindy, ce faci? Nimic. Ok, nu-mi strica timpul de relaxare cu chipsuri. Ușurel, încetişor, e mai greu decât credeam. Pot să fac. Wow, uită-te la mine. Cred că suntem pregătite. Hai să petrecem. Sunt fermecătoare. Hopa, putea să iasă nasol. Această culoare mi se potrivește. Dar ce zici de mine? Sunt atât de chic. Nimic nu se compară cu o ieșire în oraș cu fetele. Lipsește ceva. Jasmine, avem nevoie de bijuterii. Ce? Oh, ai dreptate! Wow! Uită-te la astea! Sunt atât de multe! Oare ce să port?
Îmi place asta! Sigur mama nu o să se supere! Ce părere ai? Îmi place! Asta e drăguță! Ce mai e acolo? Lily, uite ce-am găsit! E atât de frumos! Wow, îl vreau! Ce? Nu, eu l-am văzut prima! Dă-i drumul! Nu, e de rău! Ce ne facem? Panică, e nasol! E nasol de tot! Mama o să fie foarte supărată! Nu mă mai joc niciodată de moda! Să recunoaștem, s-a dus! Nu putem face nimic! Jasmine, acolo! Nu mă pot relaxa niciodată! Munca duhului hârtiei igienice e interminabilă! Care-i problema? Lănțișorul s-a dus prin scurgerea chiuvetei! Trebuie să ne ajuți! Ha, vă rog, ia uitați ce am eu! Vi se pare cunoscut? Wow, cum ai făcut asta? Dă-mi-l! Cum ai făcut-o? Trebuie să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla asta! Aha, știu! Aveți nevoie de ăsta! Ce? Ar trebui să fim impresionate? Oh, veți fi! Obiectul ăsta o să vă lase mască! Credeți-mă! Ce este? Nu te uita la mine! Serios? Se pune în chiuvetă! O să vă împiedice să mai pierdeți altceva! Trebuie să plec! Oh, m-am prins! O să scăpăm de asta și îl punem pe ăsta în chiuvetă! Așa nu o să mai cadă nimic prin scurgere! Acum hai să petrecem! Woohoo! Oh, da! Oh, nu! Bijuteriile! E ok, dopul funcționează! Nu trebuie să ne facem griji! Totul va fi bine! Ia uite ce mișcări am! Sunt plină de viață! E cea mai tare zi! Nu vreau să se mai termine! Da, așa e! Mă distrez atât de mult! Abia aștept să mă duc la întâlnire! Trebuie să mă pregătesc! Vreau să-mi stea bine părul! O să folosesc uscătorul! Ah, mult mai bine! Va fi o noapte grozavă! Cum stau cu timpul? Ce? Nu, nu se poate! M-am întârziat! Trebuie să mă grăbesc! Nu am timp de așa ceva! Stai puțin! Am o idee! Da, e exact ce-mi trebuie! Hei, duh al hârtiei igienice! Revigorant! Stai, asta nu e plaja! Tu ești! Ce e? Nu e evident! Uită-te la mine! Glumești, nu? Bine, ia-i pe ăștia! Prinde-i! Niște colanți! Ce-ar trebui să fac cu ei? Am nebunit! Ascultă-mă cu atenție! Înțeleg! Wow! Mersi! Sună foarte bine! Voi începe prin a-mi împărți părul pe secțiuni. Exact așa! Apoi o să-l împletesc. Fac același lucru și pe partea cealaltă. Acum trebuie să mi-l înfășor pe cap și să-l fixez. E perfect! Apoi îmi pun o cască de baie și îmi pun colanții pe cap. Pare o chestie cam ciudată. Trebuie să-i fixez cu ceva. Bandana asta e perfectă. Îmi trebuie uscătorul pentru următoarea parte. Voi pune un crac peste capătul uscătorului de păr. Apoi îl pot porni. Acum trebuie doar să aștept. Jasmine, bună! Ești înăuntru? Cioc, cioc, cioc! Ce? A ajuns deja? Ok, să vedem cum arată părul meu. Sper că a funcționat! Wow, e uimitor! E ca și cum aș fi fost la salon! Îmi place foarte mult! Am niște bucle lejere! E timpul să plec! Bună! Ce mai faci? Astea sunt pentru tine! Ce drăguț din partea ta! Ești atât de romantic! Spune-mi când să mă opresc, puiule! Încă puțin! Gata! Nu, Justin! Vino înapoi! Nu o să mă prins niciodată! Mi s-a vărsat sucul! Ce credeai că o să se întâmple? Umple la loc! Mi-a venit o idee! O să torn sucul în pahar! E suficient! Apoi o să-l acopăr cu folie alimentară! Apoi o să fac gaură în folie cu un pai! Uite! Acum nu o să mai ai probleme! Wow! Nu se varsă! Practic și răcoritor! Ce bun e! Am plecat! Bye! Bună, Sunny! Vrei să vezi ceva mișto? Bună, tată! Normal! Ia uite! Smecher, nu? Cum? Cum ai făcut asta? Ce artist!
nu-mi pot asuma toate meritele. Oh, vreau să încerc și eu! Dă-mi-l, dă-mi-l! Ești gata? Uite baloanele! Nu se poate! E cea mai tare chestie din lume! Țac, țac, țac! Woohoo! Mai sunt! Sparge baloanele alea, scumpo! Oh, ce drăguțe sunt! Poftim, încearcă și tu! Wow, ce responsabilitate! Uite cum zboară! Aș putea face asta toată ziua! Cum o face? Stai! Îi ies din fund! E nebunie curată! Pot să fac și eu asta? Vrei să vezi? Ce? Nu, nici gând! Nu o face Sunny! Prea târziu! Am încercat să te avertizez! Ah, toți facem asta! Cred că las asta în seama acestui micuț! Nu miroase așa de rău! Mie îmi spui! Mami, uite-te la desenul meu! Nu, uite-te la al meu! Wow, sunteți amândoi talentați! Am doi artiști extraordinari! Bravo, sunt niște capodopere! Stați să le văd! Mulțumesc, dragilor! Wow, ai mai văzut vreodată așa ceva? Merită să fie pusă pe perete! Vreau să le văd în fiecare zi! Să-i facem o surpriză mamei! Bună idee! O să-i placă la nebunie! E cea mai bună lucrare de până acum! Continuă tot așa! Ce urmează? Masa! Da, e plictisitor! M-am întors de la magazin! Ce? Ce s-a întâmplat? Bună, mamă! Frumoasa mea casă! E un dezastru! Ce ați făcut? Ah! Ha? Ce se întâmplă? E un dezastru! Nu-mi vine să cred! Eu am o idee! Da, pot folosi folia de plastic! Ea va rezolva totul! Trebuie să mă apuc de treabă! Voi căptuși toate suprafețele cu folie de plastic! Va acționa ca o barieră de protecție! O voi pune chiar și pe pereți! Acum puteți desena pe pereți și pe masă! E o capcană? Meh, o fac! Sunt plin de viață! O numesc perioada mea albastră! Woohoo! Nu mă băga în seamă! Ha? A spus cineva ceva? Probabil că nu a fost nimic! E cea mai tare zi din lume! Nu vreau să se termine! Ia uite, mamă! Te descurci grozav, dragule! Iuh, nu trebuie să redecorez! Hei, am schimbat ceva aici? Îmi place! Mersi, mamă! Cu plăcere, băieți! Ești cea mai tare, mami! Deci, unde-mi sunt vopselele? Mai vede cineva aceste baloane? Nu există ceva mai bun de atât! Baloanele de săpun sunt magice! Ce naiba? Încetează! Aș putea face asta toată ziua! Ești din clasa mea! Chiar acum! Nu-ți plac baloanele, hă? Nu știi ce pierzi! Eu și baloanele mele plecăm de aici! Așteaptă! Am un plan! Mai bine mă apuc de treabă! Voi pune un ventilator pe biroul meu, apoi îl voi porni și apar baloanele! Wow! Uite-le cum se duc! E uimitor! Profesoara o să fie super mirată! Ce? Baloane? Nu din nou! Cine e responsabil pentru asta? Este atât de confuză! Iu, ce zi! Trebuie să mă relaxez! Bună, mama! Vrei să ne jucăm? Uite, prinde! Nu azi, scumpo! Sunt prea obosită! Dar... Ok! Voiam doar să mă distrez! Stai! Poate te voi ajuta! Am nevoie de trusa asta! Va rezolva totul! Ai încredere în mine! Poftim! Oh, carioci! Știam că astea o să-ți distragă atenția! Dar ai nevoie și de niște hârtie! Wow, grozavă idee! Mă bucur că a funcționat! O să desenez o imagine frumoasă! Nu-mi place această culoare! Am nevoie de o altă cariocă și știu unde să o găsesc! Vor exista atât de multe opțiuni! Să plouă cu creioane și carioci! Woohoo! Uite-le! Wow! Ce de culori! Zici că e un curcubeu! Așa mai merge! O să fie super! Cariera mea de jucătoare de fotbal s-a terminat! A
Acum sunt artistă! Abia aștept să-i arăt mamei. Ce ai făcut? Surpriză? Aoleu! Nu! E numai vina ta! Așteaptă! Sticla! Despre ce vorbești? O să-ți placă asta! Stai acolo! Am ceva de lucru! Voi tăia sticla în jumătate! Am nevoie doar de secțiunea de jos! Am făcut la fel cu alte 3 sticle! Acum voi pune abzibilduri pe ele! Ce drăguț arată! Apoi voi lipi sticlele una de cealaltă! Exact așa! Mindy, am ceva pentru tine! Aruncă o privire! Ce crezi? E pentru materialele tale de artă! Vor fi organizate acum! Wow! Ce idee bună, mamă! Îmi place! E timpul să-mi fac temele! Deși aș prefera să mănânc înghețata asta! E genială! Să trecem la treabă! N-ar trebui să dureze mult! Apoi mă pot întoarce la înghețata mea! Ăsta e un început bun! Pauză pentru gustare! Delicioasă! Îmi place! Face temele mai plăcute! Așa, gata! În sfârșit am terminat! Acum să trec la ce e mai important! Să-mi termin înghețata! E atât de gustoasă! Stai! Se topește! Se topește! Nu! E pe tot manualul meu! De ce a trebuit să se întâmple asta? Dar pot rezolva problema! Voi tăia bețișorul de înghețată în unghi. Apoi am nevoie de o carioca roșie. Voi colora bețișorul de înghețată. Voi merge până la capăt. Gata! Acum îl voi pune pe o foaie de hârtie și voi schița o înghețată. Apoi trec peste cu o cariocă. Trebuie doar să urmez conturul. Ok, acum am nevoie de lipici. Voi umple desenul cu înghețata pe băț. Voi începe cu marginea. Voi merge până la capăt. Apoi voi continua cu centrul. Exact așa! Acum am nevoie de mărgele colorate. O să le presar peste lipici. Asta e partea distractivă. Voi sufla excesul și voi aștepta ca lipiciul să se întărească. Mai e un singur lucru de făcut. Trebuie să o decorez. Voi scrie un mesaj. Înghețatele mă fac fericită. Apoi voi adăuga inimioare. Și am terminat! Wow! Arată uimitor! Mă face să mă simt bine! Îmi place mult! Grozavă lovitură, Sunny! Nu uita! Ușurel! Așa! Ai nimerit! Șa-la-la-la-la! Wow! Ce public! E timpul pentru solo! Să-i dăm bătaie! Hai la mine, peștișorule! Stai! Am mușcat! Agață-l! Opa! Se împotrivește! Leapcea! Tu ești! Nu mă pot prinde! Nu sunt deloc în formă! Vin înapoi! Trebuie să mă așez! Nu mai sunt la fel de tânăr ca înainte! Oh, dar mă distram! Dar e ok! Pune-ți asta, tată! Vrum, vrum! O să mă uit la tine! Ce? Oh, haide, măi! Nu sta degeaba! Tată, fă ceva! Stai! Stai o clipă, Sunny! Dar, tată! Stai! Trebuie să-i distrag atenția! Ha? Ce e ăsta? Pare interesant! Îl voi pune chiar aici! O să pregătesc totul! Voi avea nevoie de toate cariocile mele! Sunt gata să desenez! Dar am nevoie de un model! Ăsta ar putea fi bun! Voi pune discul aici, apoi îl învârt până când găsesc imaginea dorită! Nu! Nu! Ăsta nu merge! Voi încerca un alt disc! Oare ce o fi pe el? Wow! Ia uite! Animalele astea sunt tare drăguțe! De asta vreau! Mai bine sting lumina! Trebuie doar să conturez imaginea! E atât de ușor! O să arate grozav! Voi lăsa spațiu pentru pete! Acum pot să le colorez! Trebuie doar să nu depășesc conturul! Apoi mă ocup de exterior! Ce drăguț! Gata! Am terminat! Este perfect! Tată, ia uite! Oh, tată, trezește-te! Are nevoie de somnul lui de frumusețe. Voi desena altceva? Elefantul! S-ar putea să fie dificil. Ce carte interesantă! Bună, scumpă, băieții se joacă! Uite-te la ei! Vreți să jucați un joc distractiv? Eu îi spun curățenie! Cred că o să vă placă! Nu pare o chestie distractivă! Ups, a căzut ceva! Uite ce mizerie! Ți-am spus să folosești o farfurie, tată!
Munca mea nu se mai termină. Urăsc asta, aș prefera să fiu la dentist. Am terminat? Nu se mai termină. Mie îmi spui? Mai puțină vorbărie, mai multă curățenie. Cum arată? Stați așa, este la fel de murdar. Ce faceți? Treaba nu a mers conform planului, dar cred că am o soluție. Mi-ar prinde bine bandaia. Da, s-ar putea să meargă. Băieți, nu vă mișcați! Ne pare rău, mamă! Ha? Oh, e ok. Întindeți mâinile. Aveți încredere în mine. Vă voi înfășura banda în jurul mâinilor. Exact așa. Ce se întâmplă acum? Chiar am nebunit. O să fie distractiv, aha, promit. Acum voi înfășura banda pe corpul vostru. Stați așa, nu durează mult. Mă asigur că partea lipicioasă e orientată spre exterior. Cred că suntem pregătiți. Și acum ce facem? Presați banda pe jucării. Bine, mamă! Să începem! Hei, ia uite! Le ridică! Ești o mamă genială! Ce tare! Zici că trăim în viitor! Vă descurcați de minune! Woohoo! Am amețit! Uite, le-am adunat pe toate! Oh, ce-i asta? Sunt bogat! Începe să-mi placă treaba asta! Trebuie să le iau pe toate! Ia uite! Vreau să fac astea din nou! Wow, ce multe sunt! Ia uite, le-am adunat! Wow, e atât de curat! Sunt tare mândră de voi, băieți! Ați muncit intens! Cred că meritați o gustare! Wow, super! Stați, unde mi-e mustața? Pe asta o cauți? Hei, dă-mi înapoi! Ha, oricum trebuia să te bărbierești! Am văzut-o! Nu, ce mai e la TV? Emisiunea asta pare bună! Mamă, mamă, hei! Fii atentă la mine! Ah, arăți bine, scumpo! Acum las-o pe mami să-și vadă emisiunile! Bonjour, pofticioși mici! Am ceva special pentru voi! E un preparat delicios care să vă încânte papilele gustative! E gustarea preferată a tuturor! Ciocolata! Uitați-vă la ea! Există ceva mai bun de atât? Se magnific! Bucătarul ăla îmi pare cunoscut! Mama nu face nimic distractiv! M-a plictisit! Oh, ăla e un ruj! Brusc lucrurile au devenit mult mai interesante! Probabil că n-ar trebui, dar... ce se poate întâmpla? O să fiu atât de frumușică! O să fiu un model! Jasmine, ar trebui să vezi emisiunea asta! Jasmine? Arată bine și e gustos! Mai vreau! Nu! Ce se întâmplă? Nu! Nu-l mânca! E ceva nou! O clipă, trebuie să-mi aranjez mustața celebră! O să vă fac o creație specială cu mânuțele mele talentate! O să rup ciocolata în bucățele, apoi o să le pun într-o lingură. Țin lingura deasupra unei lumânări. O încălzesc până se topește ciocolata. Nu durează mult. Gata, nu mai am nevoie de lumânare. Acum pot să o torn într-un tub de ruj. Mă asigur că a fost curățat. Îl umplu până sus. Nu vreau să se verse nimic. După aceea aștept să se întărească. Cred că e gata. Acum avem un ruj comestibil. Am dat iar lovitura! E cadoul meu pentru tine! Știu că o să-l adori! Prinde-l! Wow! A fost grozav! Wow! Bucătarul ăla e super creativ! Poți să-l văd? Stai puțin! Wow! Arată ca un ruj! Nu mă pot abține! Wow! Hei! Dă-mi-l, mamă! Ah, da! Sigur! Wow! E genul meu de ruj! Sper că gustul e la fel de reușit ca aspectul! Să vedem! E delicios! Aș putea să mănânc zilnic așa ceva! Ah, aproape că uitasem! Ești superbă, scumpo! Credeam că trebuia să aibă un final fericit! Ce? Mamă! Nu așa trebuia să se termine povestea! E timpul să te culci, scumpo! Vreau să știu ce urmează! Scuze, Jasmine, putem să terminăm mâine! Poftim? Trebuie să te culci! Ia uite cine-i la mine! Nu-mi convine situația asta! Există o singură soluție! E timpul să fac crize! Au! Urechile mele!
să termin povestea! Uh-oh, ce? Ce-am făcut? Ursulică, îmi pare rău! S-a terminat? Ursulică, e rănit! E ok, scumpo, o să încerc să-l repar. Cred că e mai greu decât mă așteptam. Nu, e cam înspăimântător. O să fie ok? Lucrez la asta, să încercăm iar. Stai, știu! Ursulețul o să aibă parte de o transformare. O să-i scot mâinile și picioarele. Nu mai am nevoie de corpul lui. Dar trebuie să pun ceva aici. Trebuie să găsesc o soluție. Știu, am nevoie de perna asta. O foloseam! Ia ursulețule acum! Ai încredere în mine, știu ce fac! Am nevoie de un pistol de lipit. Aplic lipici în centrul pernei. Cred că ajunge! Acum îmi trebuie capul ursulețului. Îl lipesc pe pernă. Apoi fac la fel cu mâinile și cu picioarele. Ah, arată bine! Jasmine, trebuie să vezi ceva! Ursulica o să fie cu tine fiecare noapte! Wow! Ursulica, te-ai întors! Îmbrățișează-mă! Mi-a fost dor de tine! E adorabilă! Oh, e timpul să mă culc! Vise plăcute, scumpo? Să vedem! Bun! Poftim, Pica! Nu vrei? Oh, dar e bun pentru tine! Vine avionul! Vrea să aterizeze aici! Serios? Nici gând! Ce încăpățânat e! Nu-i rău! Gustă bine! Nu te mai mișca! Blea! Dumnezeule! Acum deschide gura aia larg! Aoleu! Ce faci? Încetează! Ciu! Oh, ai intrat în bucluc, domnule! Oare? Cine e la conducere acum? Bine, am o idee! L-am învățat minte! Hei, ce e chestia aia de acolo? E tot sterci scârbos de ovăz! Vino să-l papi! Scârbos! Nu merge! Ce-ar trebui să fac? Bietul de el trebuie să mănânce! Stai puțin! Asta e, normal! Vezi firul ăsta prins aici? Prinde-l de o șapcă, așa! Acum, hai să punem chestia asta la treabă! Tatăl ăsta nu se mai joacă! Oh, uită-te la minge! Da, continuă să te uiți la ea! Așa, exact așa! Un deliciu! Da, am reușit! Să continuăm tot așa! Exact! Gura mare! Ar trebui să plecăm! Plouă cu găleata! Ești ok? Pare că ți-e frig! Mie? Cred că e un pic frig! Încă te simți rău, nu? Acest suc te va ajuta! Are vitamina C! Oh, nu! Va exploda! Știu că vine! Ce? Oh, nu! M-a răpus! A fost puternic! Scuză-mă! Hiu, nu l-am vărsat! Dar acum nu mai avem lumină! Stai să-mi verific telefonul! Nu mai am baterie! Acum chiar e nasol! Oh, nu e nicio problemă! Ține-l acolo, ți-l repar eu! Bine! Wow, bateria se umple! Wow, e incredibil! Mai durează puțin! Am o idee! Stai, nu mă lăsa singur! Alex? Știu! Am nevoie de ăsta! Și de ăsta! Oh, încă unul! Am nevoie de toate becurile pe care le găsesc! Hei, Pica! Uite! Să facem asta! Yay! Ok, sunt toate la locul lor! Pica, fă-o, fă-o! Da, bravo! Încă ceva! Să-ți reîncărcăm și ție bateriile! Pica, Pica!
vreau să mănânc ceva. Unde sunt? Oh, super! Minunat! Asta arată bine! Dați-mi doza de zahăr! Oh, Pica! E timpul pentru gustări? Perfecțiune! Oh, vrei una? Hei, profesorul! Profesorul? Tipul ăla? Ura! Dă-mi una! Pica, pica! Ți-e foame, nu? Opa! Ce s-a întâmplat? Pica, pica! Pica, pica, pica! Ua! O, nu! Ce trist! Hei! Faceți liniște acolo! Concentrați-vă! Ups! Îmi pare rău, domnule! Acum fiți atenți! Hai să încercăm să le mâncăm pe astea! Pica! Nu prea cred! Voi băieți, nu ascultați! Îmi pare rău! Nu e permisă mâncarea! Înapoi la treabă! Frate, măcar am acadea mea! Situația se îmbunătățește! De unde-i luată pe aia? Mersi! Wow, e roz! Am scăpat-o! Pica! Cum ai putut face asta? Doamne! Pica! Stai, ciocolata mea! Ea e soluția! Ai auzit asta? Folosește cutiuța din interior ca să păstreze acadeaua în siguranță. Dar hai să o facem mai interesantă! Ta-da! Perfectă! Yeah! Da! Sunt eu? Nu! Stai liniștit, Pica! E protejată complet! Ura! Mersi! Și a rămas curată acolo! Pe curând, profule! Bine! Sunteți liberi? Mă simt groaznic! Suc! V-a rezolvat totul! E rece! Asta îl face să fie și mai bun! Ce? Suc? Dezgustător! Ce-ar fi să bem ceai? În niciun caz! E dezgustător! Dă-l la o parte! Mi-era teamă că s-ar putea întâmpla asta! Doar gustă puțin! Nu! N-ai să vezi așa ceva! Ce o să mă fac? Asta e păpușa mea preferată! Boing, 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 boing! Stai așa! Mi-a venit o idee! Ce e asta? Am adus ceai și biscuiți! Am nevoie de păpușa ta! O să aibă parte de o schimbare de look! Nu-ți face griji! Știu ce fac! O voi pune chiar aici! Acum am nevoie de ceai! O linguriță ar trebui să fie de ajuns! Voi pune cu lingura în păpușă! Apoi îi voi reatașa corpul! O să o scuturăm un pic! Sper că poate să-și țină respirația! Să agităm lucrurile puțin! Uită-te la asta! Ea face ceai! Vai! E uimitor! De ce nu încerci? Dă-mi-l! Nu uita de fursecuri! O să fie un deliciu! Ceai și fursecuri! Ia-ți cana ta de ceai! Asta e a mea! E complicat! Joc stupid! Acum mă plictisesc! Așteaptă! Știu ce să fac! Aș avea nevoie de un nou stil! Să vedem! Trebuie să scap de astea! Ar trebui să fie ușor! Taie, taie! Wow, arată fabulos! Ce tot faci acolo? Mă pricep de minune! Te pot unde și pe tine! Lasă foarfeca jos! Vorbesc serios! Mama ta o să fie supărată! Pot rezolva asta? Ce-i ăsta? Lasă-mă un pic! Trebuie să fiu rapid! Voi întinde ăsta pe birou, apoi voi face niște tăieturi verticale. Voi face asta pe toată lățimea, dar nu voi merge până sus de tot. Ar trebui să fie de ajuns. Acum trebuie să iau capetele astea și să le unesc. Arată bine! Acum pot să le capsez. E fix ce am nevoie! Niciodată nu mă pot distra. Uite ce am eu aici! Arată bine, nu? Stai nemișcată! Ce elegant! Așadar, ce urmează acum? Îți va plăcea partea asta! Poți să le tai! Vai, serios? Ai văzut asta? Vreau să fac din nou! E uimitor! Aș putea face asta toată ziua! Și nu este părul tău adevărat! Ai uitat unul!
Continuă, dragă. Cu siguranță, tată. Cred că i-am tuns pe toți. Bună treabă, dragă. Arăt foarte chic. E super distractiv. Ce zi! Ce bine că am ajuns acasă. Stai așa! Ce nenorocire! Mi-am pierdut ursulețul. Oh, nu! Revin imediat. Găsește ursulețul, tati. Ei bine, am făcut-o. Salută-ți ursulețul. Ce s-a întâmplat? Pot rezolva asta. Să-l uscăm. Sper să funcționeze. Hai! Tată, oprește-l! Poftim, e ca nou. Glumești? Încă e murdar. Uite, ce tragedie. Aha, știu. Ce zici de asta? Ai reușit! Ursulețul a revenit la normal. Ups, îmi pare rău pentru asta. Ne vom preface că nu s-a întâmplat. Trebuie să-mi piedic cumva ca treaba asta să se repete. Dă-mi ursulețul. Și am nevoie de cureaua asta. Lasă-mă un pic. What? Da, ar putea funcționa. Fă-te comod, ursulețule. Cureaua asta intră în brațele lui. Wow, cum am reușit să fac asta? Annie, fii atentă. Dă-mi brațul. Ha? De ce? Ursulețul o să-l apuce. Wow, mă îmbrățișează. Trebuie să plec. Mai bine mi-au geaca. La revedere, tati. Uf, a fost o muncă grea. Uită-te la asta, ursulețule. Te ții strâns, ursuleț ascultător. E așa delicioasă. Ce drăguț, puiule. Brian, uită-te la mâna ta. Se face lipicioasă. Trebuie să oprim asta. De ce am o gogoașă? Știu! Hei! Voi trece cornetul prin gogoașă. Bine, îl poți avea înapoi. Asta ar trebui să funcționeze. E minunat, mamă! Ce gustos! Nu mai avem mâini lipicioase. Ce deliciu! Vreau mai multă! Gogoș, există ceva ce nu pot face? E timpul pentru puțină distracție. Să începem! Mă simt atât de viu! Să adăugăm puțină culoare. Îi trebuie puțin sclipici. Ce zici de niște felii de portocală? Asta-i tot! Acum pot să trag apa. Vai, uite cum se mișcă! Nu mă așteptam la asta. A fost minunat! Ce s-a întâmplat aici? E atât de multă spumă! Ce ai făcut, Brian? Pleacă de aici! Nu a fost eu! Așa era când am ajuns aici. Nu există decât o singură soluție. Salută-l pe micul meu prieten. Wow, un robot! Dăm, îl vreau. Vai, ce somn am avut. Ce e asta? Nu-mi place apa, nu o vreau. E ora 8. E timpul pentru băutura ta de dimineață. Știi regulile? Bea! Nu mă poți obliga. Cereale delicioase. Iată amata. Bine, liniștește-te. E timpul pentru școală. La revedere, mami. Nu uita să-ți iei prânzul. Și apa ta. Scârbos. Care-i problema lui? Stai așa. Ce s-a întâmplat? Trebuie să dau un telefon. Alo? Da, imediat. Vai, a fost rapid. Ce este asta? O să-ți placă foarte mult. Uite, e un autobuz. Vrum, vrum. Dar nu e un autobuz obișnuit. E și o sticlă pentru apă. Destul de interesant, nu? O să-l umplu. E important să te hidratezi. Ar trebui să fie de ajuns. Pot pune capacul înapoi. Și apoi se poate introduce în autobuz. E gata! Pornește într-o călătorie. Gata, Brian? Iată-l că vine! Wow! E pentru mine? E minunat! Mersi, mamă! Nu așa repede! Nu vrei să-l pierzi! Iată! Pune-ți asta în jurul gâtului! Wow! Devine din ce în ce mai interesant! Revigorant! O zi bună, dragule! La revedere, mamă! Știam că va funcționa! Aproape am terminat! Asta e ultima piesă de domino! Am reușit! Nu! Piesele mele de domino! Ești ok, dragule? Nu, uite! E în regulă, o să le ridicăm. Poți să ajuți. Voi pune asta chiar aici. E rândul meu.
Asta a fost ușor! Wow, mulțumesc! Distracție plăcută! Așa voi face! Aha! Nu! Glumești, mama! Eram atât de aproape! Ce-am făcut? A fost un accident! Nu am vrut! Ha? Ce-a fost asta? Poate pot să te ajut! Aveți nevoie de asta! Dă-mi-o! E o urgență! E fix ce avem nevoie! Trebuie să încarc piesele! Ele intră aici! Wow, ce colorat! Asta-i de ajuns! Acum am nevoie de tren! Ăsta vine în partea de sus! Trenul e pe cale să plece din stație! Ciu-ciu! Wow, fii atent aici! Aliniază piesele de domino! Wow, e real? Desigur, dragule! Nu vine să cred! E tot ce-am visat vreodată! Wow, îmi place foarte mult! Sunt foarte fericit! Acum poți să te joci! Simt o responsabilitate foarte mare! Bine, să începem! Ia asta! Vai, e glorios! Bună treabă, scumpule! Vreau să fac din nou! Pid o gură de suc! Are un gust și mai bun! Stai puțin! Mă simt diferit! Ce se întâmplă? Nu mi-am amintit să fi avut coadă! Opa! Ce? Ce se întâmplă? E atât de ciudat! Ai văzut asta? Oh, Mindy are probleme! Nu-ți face griji! M-am antrenat pentru acest moment! Am folosit carda mamei mele! Unde este? Stai, acolo! Te-am prins! Ești în siguranță acum! E un pește! Nu cred așa ceva în fiecare zi! Ce dubios! Am șters-o de aici! Matthew, așteaptă! Acum ce mă fac? E atât de jenant! Mai bine mi-o suc coada! Credeam că e fermecător să fii sirenă! Adică nici măcar nu am un homar vorbitor! Oh, ia uite! Am picioare! Iu, ce ușurare! Dar ce fac în privința lui Matthew? Huh? Ce e? E Matthew! Postează ceva! Stai puțin! E petrecerea școlii! Am uitat de ea! Asta e șansa mea! Trebuie să mă pregătesc! Dar ce voi purta? Să vedem! Astea nu prea spun petrecăreață! Trebuie să am altceva! Nu, asta nu merge! Pas! Dar am vreo haină frumoasă? Haide, măi! Mă apucă disperarea! Situația devine enervantă! Stai! Ce-i ăsta? Vechiul meu dres roz! Îl pot folosi! Îl voi transforma într-o ținută drăguță! Voi face mici tăieturi pe picior! Trebuie să mă concentrez! O singură mișcare greșită și l-am distrus! Până acum totul e ok! Voi tăia această parte! Perfect! Wow! Arată uimitor! Dar poate să arate și mai bine! Voi băga materialul sub următoarea bucată! E ca și cum ai face o împletitură! Voi face asta pe toată mâneca! Apoi voi lua ultima bucată de material și mi-o voi băga pe deget! Wow! Este atât de chic! Merge bine cu acești blugi! Îmi place foarte mult! Oh, nu! Am nevoie de machiaj! Putea să iasă un dezastru! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să pierd timpul! Voi începe cu fardul de obraz. El o să-mi contureze pomeții. Vor ieși cu adevărat în evidență? Cred că ajunge. Urmează rujul. Oh, îmi place această nuanță. Mi se potrivește. Poate că lui Matthew îi va plăcea. Sper că da. Mua, arată bine. Vreau un aspect dramatic, așa că voi alege un fard de ochi roz aprins. Se va potrivi cu bluza mea. Îl aplic rapid pe pleoape. Cum arată? Wow! E exact ce-mi doream! Asta-i tot? Oh-oh! Trebuie să fac ceva cu părul meu! Oh, știu! Pot folosi această hârtie creponată! O voi tăia în bucăți, apoi le voi pune în boluri cu apă caldă! Acum le voi amesteca! Colorantul va vopsi apa! Ia uite! Ce culoare vibrantă! Cred că e timpul! O să-mi strâng părul, apoi îl voi înmuia în castron! O să-mi coloreze părul! Cine are nevoie de un salon de lux? Să vedem! Wow! A ieșit mai bine decât îmi imaginam! Cred că e timpul să plec! Nu vreau să întârzi! Să nu uit invitația! Să petrecem! Wow!
Wow, ia uite ce mișto e! Uite ce mișcare am! Oricine poate face asta? Matthew e deja aici! Matthew, bună! Trebuie să vorbesc cu tine! Oh, scuze, Mindy! Nu, nu acum! Te rog, nu! Nu din nou! De ce a trebuit să se întâmple asta? Auleu, ce naiba? Vezi asta? Nu se poate! Nu vine să cred! Nu vă uitați la mine! E super tare! Wow, ești o sirenă! Mindy, ești bine? Stai să te ajut să te ridici! Oh, Matthew! Wow, e atât de romantic! Așa se pare! Vrei să dansăm? Mi-ai citit gândurile! Bolul de bomboane e gol. Trebuie să-l umplu. Așa, și acum o să-l ascund de Ashley. Raftul ăla e un loc bun. Nu o să-l găsească niciodată acolo sus. Asta crede ea. A plecat mama, acum e șansa mea. Nu ajung la el. E timpul să am o altă abordare. Știu, scaunul ăsta o să mă ajute să ajung mai sus. L-am luat! Oh, nu! Aoleu! Nu! Auci! Dar măcar am luat bomboanele! A meritat! Și cam ce crezi tu că faci? Ah, bună, mamă! Sunt atât de dezamăgită, Ashley! Trebuie să fiu creativă! Unde pot să ascund bomboanele astea? Stai puțin! Ashley urăște legumele! Mi-a venit o idee! O să golesc punga asta cu legume și o să o umplu cu bomboane! Ashley nu o să caute niciodată aici! Ce roșie suculentă! O să fie grozavă pentru salata mea! Ah, bună, Ashley! Ah, e gol! Unde sunt bomboanele? Ce zici de niște legume delicioase? Vorbești serios? Blea! Am încercat! Cred că merită o ciocolățică! Delicioasă! Iubițelul meu mă inspiră! Sper să aprecieze asta! Încercarea mea tenare! Ce mai faci, David? Super! Ce mi-a scris? Da, simt ceva în legătură cu asta! Inima, stai potolită! Să vedem! Cărțile mele! Scuze, stai să te ajut cu astea! Ce fină e! Wow! Cărțile mele? Da! Deci? Da, mulțumesc! Cred că m-am îndrăgostit! Stai, o ultimă privire! Da, tipul ăsta chiar e deosebit! Asta o să-i spun! E perfect să-i amintești persoanei dragi de momentul în care v-ați văzut prima dată! Partea dificilă s-a încheiat! Super! Wow! Îmi amintesc! Ce dulce e! Te iubesc, puiule! Pregătirea pentru proiectul tău artistic e parte din proces. Un proces care face mizerie. În fine, e timpul să transformăm ideea asta în artă. Prima tușă e mereu cea mai bună. Punem un pic de albastru aici. Chiar începe să prindă contur. Sau nu? E groaznică!
Nu! Ce bine că mai am multe foi! Ah, super! Asta e mai nasoală decât prima! Uf! Haide, concentrează-te! Faci mișto de mine! De ce nu poți să pictez o floare stupidă? Bun, calmează-te! Inspira adânc! Hai că pot! Sunt perfect capabil! E timpul să o fac! Ușurel, ușurel... Aciu! Ha? Ce ghinion! Dar stai puțin, ce formă interesantă! Pot să o folosesc! Manevrându-ți pensula în moduri diferite, poți crea modele unice! Iar în cazul meu, petale! După ce ai făcut formele astea, pune niște verde pentru frunze și tulpini! Vezi cum totul începe să prindă contur? Dacă folosești atent pensula, obții multe! Poți să le și unești pe astea două! Spațiul se umple frumos! Știam eu că pot să o fac! Wow! Ai pictat singur chestiile astea? Ia tu pictura asta, Annie! Eu mai trebuie să creez și alte chestii! Și de data asta o să am o abordare cu totul diferită! Dar nu-ți face griji, tema rămâne aceeași! Vezi cum liniile astea însuflețesc frunzele? Nu ai de ce să te grăbești! Poți să faci niște iarbă, vezi? Dar următoarea parte devine un pic mai complicată! Poți să folosești niște vopsele dense ca să creezi texturi noi și distractive! Cu un balon! Cât de plăcut a fost faza asta! Acum folosește-l pe post de ștampilă și o să obții florile astea haioase și unice! Nu uita de asta! Super, nu-i așa? Grozav! Ce zici? David, cum te-ai creat așa ceva? Ingredientul meu secret! Ah, pictura asta e tare veselă! Perfectă pentru a fi înrămată! Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație! Da, ce ai spus? Oh, Susan, ce rea ești! Of, nu știu! Nu te supăra? Foaia mea! Ah, scuze! Ups! Uite ce ai făcut! E distrusă! Hei, pot să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul! Wow! Eu? Da, și pot să faci și mărimi diferite! Uimitor! Să o facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Ok, locul ăsta pare important! Da? Copaci, natura, chestii de genul ăsta! Să înceapă trecerea! Clar! Nu știu... Ce e? Hei, nu te mai uita la tabloul meu! Mă rog, fie! Atunci o să stau aici! Ce aș putea picta? Bingo! E adorabilă! Sper să nu o vadă David! Eu am văzut-o prima! Aha! Să câștige cel mai talentat desenator de păsări! Câteva cercuri scusite fac minuni! Trebuie doar să știi unde să adaugi liniile! Super, nu-i așa? Dar un strop de culoare o să scoată desenul în evidență! Galbenul e o culoare atât de veselă, nu? E perfectă pentru micuța asta voioasă!
poate și niște verde. Ce nuanță liniștitoare! Și adăugăm niște albastru ca să ne clătim privirea. Mereu e cel mai bine să pornești de la margine. Se întregește frumos imaginea, nu-i așa? Aproape am terminat. Doar câteva retușuri. Și așa se face, prieteni. O adevărată capodoperă. Sunteți de acord? Da, sunt mulțumit. Ce-i aia? Aveam nevoie de o mână de ajutor. Se pare că o mână e tot ce-mi trebuie. Asta și câteva puncte și linii plasate strategic. Vezi deja fața păsării? Nu-ți face griji, acuși o să prindă contur. Ramurile astea o să ne ajute. Și astea sunt piciorușele ei drăgălașe. Un pic de verdeață, cred că e liniștitoare. Vezi pasărea acum? Sunt atât de creativă, nu-i așa? Dacă vrei să înveți creația, nu-i rea deloc! Se pare că ambele sunt grozave! Întrebăm profesorul! Serios? Sper că e ok! Se pare că a țipit! Hei! Oh, ați terminat-o! Bravo! Acum mai lăsați-mă 5 minute! Bine! Am nevoie de ceva care să stârnească interesul și știu exact ce să fie. Nuanțele complementare! Dar tot lipsește ceva. Dar ce? Mingea asta e atât de mică! Wow! Chestia aia m-a lăsat mască! Mamă! Nu acum! Ok! Ți-au mai rămas multe culori, așa că pot să mă joc și eu cu ele! Mersi! Efectiv, nu știu ce să fac! Ok, o să încerc un pic de... Hei! Unde mi-a dispărut paleta? David, tu ai fost? Nu te supăra! Uite! Eu am făcut asta! O numesc apa din iaz! Știu! Vrei să pictezi cu fața? Încearcă, David! Wow! Iar! Distractiv, nu-i așa? Chiar că? Da? Ce-ar fi dacă mi-aș folosi și degetul? Bine! Vin niște puncte albastre, oameni buni! Și acum culoarea mea preferată! Woohoo! Gata! Uite, mamă! Nu-i așa că e o pictură incredibilă? Dar hai să mai încercăm un truc! Simetria chiar e frumoasă! Și ca să demonstrezi asta, ai creat-o singur! E un fluturaș superb! Linia asta o să-l însuflețească, alături de conturul aripilor. Și cealaltă parte. Gata! Admiră frumusețea asta pură! Și ăsta e doar începutul, fiule! Pune un popit mare pe o suprafață plană. Presară zahăr pe popit, creând numărul 5. Ușurel, nu te grăbi! Apoi topește zahărul și așteaptă să se întărească. Ține ochii închiși! La mulți ani, draga mea! E super! Abia aștept să-l mănânc! Ok, cred că am pregătit totul. Ești gata? Acum, rapiduț! O să aflăm cine e cel mai iute alergător! O să pierzi! Pe locuri, fiți gata? Start! E prea simplu! Prinde-mă dacă poți! Haide, rapiduț, grăbește-te! M-am amețit! Aoleu! Au! Rapiduț? Nu, o să pierd! Ești bine, scumpo? Mi-am rănit genunchiul! Mami, o să ți-l vindece! Am o plasture! Mă ustură! Nu
nu-mi place, mamă, e plictisitor! Trebuie să pot face ceva? Ah, știu! Vino aici, rapiduț! Ce ai zis? E o idee grozavă! Fă plasturii mai amuzanți folosind pontul ăsta! Desenează un plasture cu un pix! Creează personajul tău preferat sau chiar animalul tău de companie! Și colorează-l! Arată drăguț! Pare cunoscut! Ia uite ce am! Hai să încercăm încă o dată! Cum e acum, scumpo? Wow! Îl ador, mamă! Cred că mi-am acoperit toate rănile și vânătăile. Cred că trebuie să fii mai atentă. Poate lași întrecerile în seama lui rapiduț. Chestia asta arată uimitor și are și un miros apetisant. Uite, tati, zboară! Câtă imaginație! Mâncarea e aproape gata. Poftim, scumpo, specialitatea lui tati. Ce e? Tergi! Papă, o să te faci o fetiță puternică. Dar măcar a încercat. Nu mănânc chestia asta. Dar am o idee. Vino aici, băiete. Sper că ți-e foame. Am auzit ceva? Nu, cred că e doar în mintea mea. Poftim, poftă mare. Cum pot să mă joc? Ce terci bun! Ce? Unde e terciul ei? O iau razna! Nu pot să-mi înfometez puiul! Unde e bolul tău? Nu știu despre ce vorbești! Eh, poftim! Trebuie să mă odihnesc, nițel! Mai mult terci? Sper că-i place câinelui! Uite și felul 2! Ce treabă, isteață! Ups! Scuze, tati! Bună încercare! Dar mi-am cerut scuze! Cred că știu cum să rezolv treaba asta. O să iau chestiile astea și pe aia. Jucăriile mele! Trebuie să te înveți minte! Sunt un geniu! Ventuzele astea o să mă ajute! Un bol cu terci călduți. Hai să încercăm iar. Și vreau să-l papi pe tot. Bolul ăsta nu mai pleacă nicăieri. Mulțumesc! De ce nu se mișcă? Haide! Ți-am zis, papă tot! Nu e corect! O să ai nevoie de asta! Vine avionul! Ce antrenament! Hiu! Trebuie să mă hidratez! Ce-i aia? E atât de distractiv! Măcar e fericit! Dar brocoliul o să-l facă și mai fericit! Bună, Chris! Vrei să guști niște brocoli în loc de cartofii aia prăjiți? Pe bune! E atât de gustos! Sunt ok, mersi! Nu o să se întâmple! Bine! Acum pot să mă întorc la jocul meu! Doar o guriță! O să-ți placă la nebunie! Nu sunt un iepure! Mai mult pentru mine! Da! Scorul cel mare! Mamă! Crocanți delicioși! Exact ca acești cartofi prăjiți! Tu pierzi! Nu are cum să refuze morcovii! Toată lumea îi adoră! Stai puțin! Am o idee mai bună! Surpriză! Ok, oficial, ai luat-o razna! O să mănânc cartofii ăștia prăjiți! Lasă-mă în pace! Trebuie să pot face ceva! Știu! Mai am nevoie de o chestie! Un ambalaj de cartofi prăjiți! Morcovii ăștia în chip de cartofi prăjiți sunt mult mai sănătoși! Acum o să-i schimb! Nu trebuie să fac zgomot! Așa, habar n-are! E ceva diferit la cartofii mei prăjiți? În fine! Știam eu că o să meargă! Și eu pot să mă răsfăț! Chiar sunt bune ăștia! Jocul ăsta e grozav! Ce s-a întâmplat? Ecranul e negru! Nu mai are baterie? Oh, haide, măi! Mamă, trebuie să mă ajuți!
Ce s-a întâmplat, draga mea? Telefonul meu nu mai are baterie. Nu am un încărcător. De ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Oh, calmează-te, scumpo, e ok. S-ar putea să am niște gustări în geantă. Vrei o bombonică? Mmm, delicioasă, mai ai? A fost ultima. Viața e atât de nedreaptă. Ia uite ce-am găsit. Nu sunt o pisică, mamă. De ce a trebuit să se întâmple asta? Ce altceva mai am? Dacă îți dau bani, o să fie mai bine? O să mă ajute. Am făcut un avion din hârtie. Ura! Ashley, ăia erau ultimii mei bani. În fine, mamă, ține-te asta. Ce are chestia asta? Ashley, termină! Ce e asta? Ashley, te rog, trebuie să fac chestia asta să meargă. Oh, pare distractiv, pacient nepregătit. Ce-a fost aia? Desenez ceva, mami. E atât de jenant. Stai puțin, mi-a venit o idee. Puneți telefonul pe o suprafață plană, apoi pune un carton colorat peste el. În continuare, lipește niște plastic transparent pe telefon. Umple plasticul cu lipici. Apoi răspândește-l. Sigilează plasticul ca să nu iasă lipiciul. E ca un carnețel, o metodă grozavă de a petrece timpul. Ah, e super distractiv! Stai să văd! Vrei să încerci și tu? Ai dreptate, e super distractiv! Wow, îmi place la nebunie! Mersi, mamă! Fiu, în sfârșit mă pot relaxa! Ura! Ăsta e pupitul meu preferat! Ador fluturii! Vai de mine, se comportă ca un îngeraș! Ah, bună! Nu te-am mai văzut de o veșnicie! Ce mai faci? Hai să mergem la plimbare! Da, o faci! Crezi că am putea străbate lumea întreagă? Oh, uite, păpușico, o piscină! Ador să not! Wow, ți-e sete? Ar trebui să bei ceva? Poftim, cum e? E bună? Oh, nu! Unde a dispărut? Ah, e acolo! Nu pot să cred cât de mult a crescut de când am văzut-o ultima dată! Păpușico, nu mai e atât de distractiv! Ah, ia uite, e o minge acolo! Oh, e chiar o minge bună! O ador! E cu roșu și albastru! Hei, vino înapoi, minge! Nu te mai rostogoli! Vreau să mă joc cu tine! Wow, minge! Uite cât de înalt e copacul ăsta! Merge până sus de tot! E cel mai tare copac din lume! Copacule, copacule, pun pariu că poți să te scuturi! Glum ne-am! Efectiv, mă obsedează cartea asta! Ha? Stai! Unde a dispărut? Unde e? Nu, nu, nu! Lipsește! Nu e nicăieri! Uite-i păpușica! Dar o ia peste tot! Unde o fi? Nu vă supărați! Bună, ați văzut o fetiță pe aici? Arată așa, e foarte drăgăleașă! Oh, ne pare rău, n-am văzut-o pe aici! Unde s-ar fi putut duce? Telefonul meu! Alo? Da, da! O, oh, Doamne, mulțumesc din suflet! Oh, unde e? Ah, îngerașul meu, draga mea! Mămica te căută peste tot! Bună, mami! Ah, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi! Cum ați găsit? Ah, avea brățara asta, am sunat la numărul de pe ea! Vai de mine, am uitat că i-am făcut brățara aia! Am luat niște gută și apoi niște mărgele! Inimioare ca să arate drăguț și apoi și numărul meu de telefon. La final și numele ei și apoi și mai multe inimioare. Eh, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi pe Annie. O zi bună! Fă-i cu mâna eroinei tale, Annie! Hmm, să vedem. Unde să pun astea? Ah, vai de mine! Uite ce de cuțite! Nu se poate așa ceva dacă îngerașul meu umblă aici! S-ar putea răni în ustensilele astea? Oh, nu, nu, nu! Nu pot să las așa ceva aici! Trebuie să le ascund pe toate astea ca să nu le găsească! Fiu, mult mai bine! Acum o să fie în siguranță! Ok, ia să-i strâng jucăriile! Stai puțin! Colțul mesei e atât de ascuțit! E aproape mai rău decât cuțitele alea! Ar putea să se lovească de el! Oh, nu! Nu genunchii ei mici și prețioși! Nu vreau ca masa asta să o facă să plângă! Vai! Oh, nu, nu! Nici gând! Imposibil! Nu o să țin o asemenea mașinărie mortală în casa mea! Gata! Pernele sunt bine fixate pe colțuri! Nu mai sunt ascuțite? Clar o să fie în siguranță! Să nu uit să încui ușa! Oh! Stai! Prizele!
surprizele din casă! Nu! Ce face? O să se rănească! Nu, 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 nu! Nu, puiul meu! Stai pe loc! Să nu bagi niciodată nimic într-o priză! Of, și uite-te la tine! Ești atât de murdară! Stai să încerc să te curăț! Ah, ce mă fac eu cu tine? Hmm? Hei, stai puțin! Capacul de la șervețelele astea ar putea fi soluția! Da, clar o să meargă! Trebuie să fac câteva modificări! Așa, pot să scot capacul și să-l lipesc pe priză! Acum este un capac de perete! Ar trebui să-i țină degețelele curioase departe de priză! Ok, să fii cu minte când mămica e plecată! Stai puțin! Fierul de călcat! Nu o să pot să plec niciodată de acasă! Ce dulce e! Mă ajută să-mi găsesc inspirația la desen! Ce faci aici? Domnișoară, știi regulile! Fără dulciuri la oră! Și oricum, cine are nevoie de atâta zahăr? Ah, asta ce are? Poți să-mi explici? Interesant, nu-i așa? Eu am desenat-o! M-ai făcut curioasă! Ce se întâmplă aici? Ce n-ai? Directoarea! Dulciurile sunt interzise! Trebuie să fiți pedepsite! Nu! Stați așa! Wow! Unde suntem? Acum că sunteți atente, e timpul să vă alegeți instrumentele! Așa cântă pasărea asta! Și asta e prima voastră provocare artistică! Ia să vedem! Ah, eșarfa asta! N-ar trebui să fie prea greu! Serios? Ăsta-i ce cred eu că e? Dispar de aici, pasăre enervantă! Măcar acum am un avantaj! De fapt, știu exact ce m-ar putea ajuta în acest caz! Cum a ajuns să stai aici? Nu mai contează! Cum spuneam? E cumva o glumă proastă? Ok, în sfârșit! Mi-am găsit lucrurile! Ah, super! Altă carte plictisitoare! N-am ce face cu ea! Ochelari de not? N-am nimic util aici! Ce cu calculele astea? De parcă știi ce înseamnă! De fapt, numerele astea ar putea să mă ajute! După ce-i desenez corpul, pot folosi câteva numere magice aici! Și în zona capului! Începe să semene cu o pasăre, nu-i așa? Stai să vezi când încep să colorez! Ești bine, vrăbiuță? O să-ți fac pene frumoase foc! În toate culorile curcubeului! E gata! Ce părere aveți? Observați numerele din desen? Impresionant! Și desenul tău? Eu am avut parte de o vreme proastă! Asta e tot ce am desenat! Annie, ai câștigat runda asta! Ah, super! E pentru mine? Mersi! Nu pot lucra în condițiile astea! Trebuia să mă fi așteptat la asta! Oh! E timpul pentru următoarea provocare! Am văzut foarte multe mere la viața mea! Știu exact cu ce să încep! Trebuie să fac un cerc perfect! Dar oare unde să-mi plasez codița? Și cercul ăsta acoperă toată pagina! Ah! Trebuie să o iau de la capăt! Nu mi-ar strica puțină inspirație? Stai! Am văzut un măr perfect! Nu pare atentă la mine? L-atac! Dau startul filmului Misiunea Imposibilă Mărul! Sunt în armată și gata de luptă! Trebuie să-l decupez cu atenție! Ce face Annie acolo? Oprește-te! Stai jos! Scuze! Of, și ce aproape eram! O să desenez ce știu atunci. Deci o să scriu cuvântul măr. E ușor. M-A-R. Stai puțin. Dacă împart cuvântul la 5, adică la un măr, voi fi cu un pas mai aproape de rezultatul dorit. Ok, o să fac 5-ul ăsta mai mare. Nu știam că un număr poate fi la fel de mare ca jumătate de măr. Nimeni n-o să-și dea seama că am început totul scriind un număr pe foaie. Mai ales când o să-l colorez.
După ce o să termin de amestecat culorile, mărul ăsta o să pară adevărat. Ah, să nu uit de codiță! O să-i fac câteva umbre și câteva detalii finale. Și acum pare numai bun de mâncat! Nu crezi? Voilà! Am terminat! Și eu! Ce realist arată! Și ce... simplist! Păi, e clar cine câștigă! Bravo, Annie! Super! Am câștigat! Aș vrea un măr adevărat! Și eu! Cineva l-a mâncat deja pe al meu! Din fericire, al meu e întreg! Oh, băiatul meu cu minte! Ce frumușel ești! De fapt, ce-ar fi să-l desenați? Imediat! Ah, se rezolvă! Sunt expertă la desenat căței! Trebuie să-i fac doar capul, corpul și patru picioare! Dar arată cam plictisitor, nu-i așa? Ah, o să mai încerc o dată! Cred că trebuie să-l fac mai mare! Oh, tot rău arată! Nu! E la fel de îngrozitor! Hmm? Ce? Calmează-te! Hei, cred că am o idee! Pot să-mi folosesc palma pe post de șablon. După ce trasez conturul, îmi pot folosi creativitatea pentru a face detaliile. Sigur o să iasă super! Vezi? Acum trebuie doar să-l colorez. Și cred că băiatul ăsta cu minte ar trebui să fie maro ciocolatiu. Să nu-i de limba roz! E omniprezentă în cazul oricărui cățel! Voilà! Îți place ce vezi? Seamănă extrem de mult! Și desenul tău? Annie? Ah, ce e? Oh, n-ai desenat nimic? Asta înseamnă că ai câștigat, doamna Emma! Oh, arată delicios! Mulțumesc! Căței din ciocolată! O să încep cu asta! Arată bine! Ce cremos e! Nu e corect! Calmează-te, dragă! Ia și tu unul! Ah, serios? Mulțumesc! Corect! Avem nevoie de puțin realism! Doamnelor? Hei! Ah, scuze! Trebuie să desenăm o mână? Ok, bine! Am un plan! Ia să vedem! Aș putea folosi mâna asta! Dar asta e mult mai bună! Super! Asta da mână de ajutor! Trebuie doar să-i fac conturul! Sigur o să câștig runda asta! Hei, uitați! Stai puțin! Serios? Bine! Ce distractivă e! De fapt, știu! Bravo! Annie? Huh? Ce ciudat! Aveți ceară în urechi? Lasă-mă în pace! Încerc să desenez ceva! Ah, stai, știi ce? Asta mi-ar putea fi de folos! În artă trebuie să ai inspirație, nu să copiezi ceva! Și degetele astea de lemn mi-au pus creierul în mișcare! Unghiile roșii sunt mereu atrăgătoare, nu-i așa? Începe să prindă formă! Am terminat! Unde a dispărut? Așa! Hei, mâinile sus! Ok! Wow, cum a făcut asta? Desenul meu pare jalnic prin comparație! Vai de mine, impresionant! Cui face semn? E premiul meu! Și wow, e unul spectaculos! Sunt regina desenelor! Ești invidioasă? Felicitări! Nu cumva să faci asta? Salutare, fetelor! Credeți că puteți desena așa ceva? Dați-i drumul! O să fie super ușor! Aha! De data asta o să folosesc o carioca roz! Oh, da! O să încep cu paharul de hârtie! Rozul bombon e preferatul meu! Oh, nici măcar n-a luat în considerare mărime reală! Are cam 12 cm, cred!
Și acum o să fac partea comestibilă. Ce bine arată! Dar poate nu trebuia să aleg culoarea verde. Oh! Da, aia se vrea fi înghețată. Aoleu! Nu asta am vrut să desenez. Ai vrut ceva verde, nu? Ce greșeală de amator! Eu sunt de părere că realismul e cel mai bun. O să încep cu niște porții mari de înghețată. Culoarea nu e prioritară în cazul ăsta. Așa, desenul va avea o fundație mai solidă. Vezi la ce mă refer? Nu poți da greș dacă adaugi toate aceste detalii. Vezi? O înghețată! Scrie și pe pahar. Și acum o să adaug în sfârșit niște culoare. Mi s-a făcut poftă de înghețată. Așa se întâmplă când faci desene realiste. Încă puțin, mai am doar câteva detalii. Și gata, am terminat. Răsfață-ți ochii cu această creație. Ia să vedem. Asta da capodoperă. Poftim! Da? Wow! S-a transformat într-o găleată plină cu înghețată. Cred că e cel mai bun premiu de până acum. Oh, ce tortură! Nici măcar nu-mi place să mănânc broccoli. Are gust de copac. Arta! E spectaculoasă, nu-i așa? Să ne uităm mai cu atenție. Wow, câte obiecte de artă! Nu mă așteptam. Să continuăm. Ce avem noi aici? Oh, un mic boost. Știi ceva? M-a inspirat. E timpul să trec la treabă. Cutiuța mea de mulaje gata. Toarnă mâzga. Vai de mine, ce udă e! Trebuie să-mi țin ochii închiși. Stai, să punem clipul pe pauză. Am nevoie de niște gustări înainte să continui. Chipsurile astea cred că merg. Da, oh da, clar o să rup nivelul ăsta. E loc și pentru mine aici? Uite un scaun liber. O să mă strecor aici. În sfârșit, mi-a luat o grămadă să ajung aici. Dar acum totul e pregătit, așa că e timpul să încep. Mă întind nițel și sunt gata să trec la treabă. Mult mai bine. Furie! O să trec de temnița asta și sigur o să scot un timp record. Ce? Crezi că mă pot asalta toate NPC-urile alea? Nu prea. Mori! Au! Ce naiba? Ce se întâmplă? Hai, frate, iar n-am scos timpul record. Poftim? Dar statura mea? Ce-a pățit? Tastele mele au ajuns peste tot. Am distrus-o. Uf, uită-te la litera W. Gata, să scăpăm de ea. Trebuie să fac ceva diferit ca să rezolv problema asta. Și acum e timpul să pun niște rășină epoxidică. Nu vreau să le umplu prea mult. Asta ne-ar cauza probleme. Gata, le-am umplut pe toate și acum s-au întărit. Acum pot să le scot. Ia uite ce drăguță e asta. Acum pot să le pun pe tastatura mea înlocuind tastele lipsă. Bun, îmi place tastatura mea nouă și simpatică. E timpul să mă întorc la cursa mea rapidă. Trebuie să mă întind, nițel. Furie! Haide, poți să o faci! Mai tare, mai repede! Stai! Am reușit! Am bătut recordul! Tastatura mea norocoasă era cheia succesului! Hei, tare, bravo! Un rând de aplauze! Bun, e timpul să mă asigur că sunt protejată de crema asta de soare. Destule baloane, e timpul să mă joc cu pepenele meu. Ce moale e! Îl ador! Hei, stai puțin! E un ghiveci gol acolo. Ia să-mi plantez eu micul meu pepene în pământ. Așa, acum trebuie doar să aștept să crească. Da, n-a durat mult deloc. Bun, ideea asta e genială. O pun în aplicare. Bun, pepenașule, e timpul să fac un copac de pepeni. Haide, poți să o faci? Ce naiba face Sania acolo? Pepene, de ce nu crești? Nu, pare foarte tristă. Trebuie să fac ceva ca să o înveselesc. O să încep prin a așeza straturile astea de lut polimeric. Și apoi am și această minge roșie din lut. Acum trebuie să rulez totul. Apoi am nevoie de instrumentul ăsta, pentru că o să tai lutul. Trebuie să am grijă totuși, nu vreau să-l strivesc. Ok, am făcut două tăieturi până jos. Am nevoie doar de feliuța din mijloc. E timpul să-mi scot iar instrumentul pentru lut, pentru că trebuie să tai cercul în două. Bun, stai să iau bucățica asta. Acum e timpul să tai o nouă felie. Cade plăcintă! Iese tare bine! E ok! Acum trebuie să dau cu lac transparent bucata asta de lut. Bun, dar pepenelui îi lipsesc semințele. O să pun ștrasurile astea mici și negre. Merg foarte bine, dar nu vreau doar semințe, vreau un pepene fericit. Așa, are o fețișoară veselă acum. Ce drăguț!
Sunny, ți-am pregătit ceva! Wow! Un lănțișor cu un mic pepene și cercei asortați! Sunt foarte drăguțe bijuteriile! Le ador! Mulțumesc! Cu mare plăcere! Nu voiam să te văd atât de supărată! Hei! O să-l plantez de asta atunci! Ah, poftim? Sunny, ce? N-are nicio logică! Stai, stai, stai! Nu mai fugi de mine! Te-am prins! Ai fugit destul! E timpul pentru baie și o să o faci! Iu, acum să trecem la frecat! Poftim? A dispărut! Cum te-a fugit iar? Ah, a evadat! Da! Îmi ador monștrii! Sunt cei mai tari! Ce crezi că faci? Haide! Iu! Nu vreau să fac baie! Urăsc băile! Ești cea mai mare răutate! Bine, atunci sunt o răutate, dar tu o să fii spălată! Nu! Nu mă poți prinde! Fără frecat! O, doamne, mă nebunești! Ura! Rățușca noată bine! E cea mai tare! Îi plac rățuștele ei de cauciuc! Bun, cred că pot întoarce asta în favoarea mea! Am nevoie de paharul ăsta înalt și apoi o să-l umplu cu niște rășină epoxidică transparentă! Ia uite ce de bule ies la suprafață! Încă puțin! Ok, cred că ajunge! Și acum o să adaug un pic de culoare în rășină! Câteva picături sunt suficiente! Iar acum pot să le amestec! Trebuie să amestec mult pentru că rășina epoxidică e foarte densă! Ok, am amestecat destul! Acum stai să aduc rățușca din cauciuc! Bun, rățușco, e timpul să faci un duș cu rășina epoxidică! Vreau să o torn pe toată rățușca și să mă asigur că e acoperită bine. E atât de groasă! După ce a fost turnată, trebuie să se întărească. Da, e gata! Ta-da! Ce zici, scumpă? Wow! Vai de mine, nu e deloc atentă! Acum e șansa mea să o frec bine! Nu pot să cred că funcționează treaba asta! Ceaiul ăsta e atât de bun! Îl ador! Ce naiba! Ar cam trebui să-mi încep ziua. Efectiv, și-a lăsat cana acolo? Nu a văzut că fac curat? Stai! O urmă pe masă? Nu! Poate dacă frec intens, o să reușesc să o șterg. Stai! Are o altă cană acum? Și pe asta a lăsat-o acolo? Și cu o altă urmă? Ah, ce bun e! Și ador ceșcuța asta cu rachetă! Serios? O urmăresc prin toată casa! Stai! Iar? Cum poate Sunny să bea atât de mult din atât de multe căni? Și le lasă peste tot pe unde trece, pe orice suprafață! Ah, sunt epuizată! Am făcut curat non-stop! Poate a mai rămas ceva de băut în ea? Ha? O felie de portocală? Oh, stai să pun pe niște plastic și să-mi iau pistolul de lipit! O să desenez un cerc în jurul feliei cu lipiciul cald! Nu trebuie să fie perfect, pentru că nici fructul nu e perfect! Dar vreau să mă asigur că e suficient de gros! Încă puțin ca să mai înalț marginea asta! Și gata! Acum hai să condimentăm puțin treaba! O să pun niște sclipici auriu! Nu trebuie să fie mult, nu vreau să devină prea încărcat! Și acum e timpul să adaug rășina epoxidică! O să o torn! Trebuie să mă asigur că acopăr și felia de portocală și marginea din lipici păstrează rășina la locul ei! După ce s-a întărit, pot să scot obiectul din formă! Ce frumos e! Dar nu e gata! Stai să-i pictez marginile! O să folosesc vopseaua asta aurie și sclipitoare! Așa! Suportul meu de căn e în sfârșit gata! Stai așa! Ai grijă să-ți pui cana pe un astfel de suport! Da, eu l-am făcut și o să ne ajute să ne protejăm mobila! Bun, acum că am terminat, aș ronțăi ceva! Stai puțin! Ce naiba? De unde au apărut toate paharele astea? Oh! Ok, colanții ăștia sunt perfecți! Cred că lucrul meu de sirenă e aproape gata! Uf, părul meu nu merge totuși! Trebuie să rezolv problema asta! Stai, ce naiba? Ce s-a întâmplat cu pieptenul meu? Așa e! Am venit acasă de la un stagiu de sirene! Mi-am scos coada, ceea ce a fost o mare ușurare! Picioarele mele erau libere, dar coada era cam puturoasă, așa că am decis să o spăl! Chiar și cozile sirenelor trebuie să fie spălate din când în când! Și dacă tot eram acolo, am băgat și alte haine la spălat, cum ar fi blugii mei roz, blugii mei care aveau pieptenul în buzunar. Și apoi am pornit programul de spălat și am plecat, crezând că totul e ok. Oh, nu! Trebuie să pot face ceva totuși! Așa cred! Stai să încerc și o să văd!
Mânerul are oarecum tot o formă de piepten, așa că o să presar niște foițe de aur pe el. Și acum o să torn niște rășină epoxidică. Merge grozav pe post de formă. Nu vreau să umplu toată chestia doar cu rășină transparentă, așa că ajunge. Acum o să pun și culoarea asta verzuie. Așa, cred că ajunge. Trebuie să se întărească acum. Ok, e gata, sper că a mers. Wow, chiar a mers! Și uite ce drăguț a ieșit! Ok, să-l testăm și să vedem dacă o să-mi îmblânzească cosițele astea. Oh, chiar merge ca vechiul meu piepten! Ok, acum ăsta e clar pieptenul meu preferat. Ah, iată, uită, încă încerci să fii o sirenă mai bună ca mine? Sunt o sirenă mai bună ca tine, spune noul meu piepten de sirenă. Tu ai o furculiță stupidă, ah? Ah, merit pieptenul ăla mai mult decât tine? Așa, fugi! Ah, da, urmăream clipul ăsta. Am uitat. Își făcea un mulaj al feței sau ceva. O să-l pornesc. Bun, s-a întărit. Scoate-l acum, te rog. Ah, ce bine e să pot clipi iar. Ok, deci ăsta e mulajul. Stai să torn rășina epoxidică acum. Am ales culoarea asta roșie pentru că, de ce nu, e cool. Oh, ia uite cum se umple forma. Și acum trebuie să se și întărească. E gata, stai să o scot din formă. Oh, wow, a ieșit grozav. O să pun creația asta în galeria de artă, pentru că locul ei este cu siguranță aici. Hei, Cheryl, piesa asta seamănă mult cu tine! Tu ți-ai face un mulaj al feței? Spune-ne în comentarii! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave! Ora asta e atât de plictisitoare! Mi-e atât de foame! Hei, asta e comedie pură! Madison, fii atentă! Mai ales când sunt amuzant! Am creat ceva special pentru situația asta! Ah, salutare, domnule! Grozavă lecție! Ce e asta? E super! De ce n-am avut așa ceva în viața mea până acum? Arăți penibil! Urăsc ora asta! Te prinde culoarea aia? Ador chestia asta! Bună dimineața, elevi! Aoleu, nu! Călătorie plăcută? Poate că n-a observat nimeni. Testele mele prețioase! De ce? E atât de jenant! Uită-te la ele, sunt răvășite! Ce soartă crudă! Ah, pot să folosesc clipsurile astea! Fix ce-mi trebuia! O să prind foile! Apoi o să scriu pe clips. Așa pot să văd ce e fiecare foaie. Ce bine era dacă mă gândeam la asta mai devreme. Uită-te la ele, ce idee magnifică. E timpul să dați test. Cine mai râde acum? Ha! Hei, aveți grijă unde îndreptați partea aia corpului? Poftim, Madison. Ups! Dar pot să rezolv asta cu clipsul ăsta minunat. O să-l lipesc pe marginea băncii tale. Mai am nevoie de câteva? Apoi o să bag cariocile în clipsuri. Poftim! Wow, sunt impresionat! Ce treabă, isteață! Servește-te, Leo! Mersi! E dificil. Chiar ar fi trebuit să învăț. Psst! Madison! Madison! Bună! Bună, David! Vai, gata! Astea sunt pentru tine! Ești atât de romantic! Abia aștept să ne petrecem restul vieții împreună! Sunt atât de fericită! Hei, campionule! Oh, are mustața mea! Goody, goody! Viața e perfectă! Hei, yuhu, ești acolo? Deci, poți să-mi împrumuți un pix? Ah, da, normal! Poftim! Stai! Nu pot să-i dau lui David un creion roz? Stai să caut altul! Wow! Chiar trebuie să nu mai rot pixuri! Bună, David! Bună, Emma! Poți să iei pixul meu? Stai puțin, ok? Nu pot să cred! Ce face Emma? Trebuie să fiu rapidă! Arată bine! Nu o să dureze mult! Trebuie să am un pix pe undeva. Asta-i tot? Ah, poate merge să folosesc coja asta? E posibil să meargă. O să încep prin a dezmembra pixul. Apoi o să tai penița.
O să pun niște lipici în capătul peniței. Acum am nevoie de ojă. O să pun penița în sticluță și o să o înconjur cu lipici. O să aștept să se usuce și apoi o să înșurubez vârful pixului. Așa! Acum e un pix cu sclipici. Oh, ce șmecher arată! O să pun la loc capacul sticluței. E mai bun decât un pix banal? Poftim! Vai! Ne-am atins! Acum pot să-mi fac treaba! Asta e cea mai reușită zi din totdeauna! E bun pixul ăsta, mersi! Da, am mers! Ești atât de frumos! Adică scrisul tău! Scrisul tău e frumos! Bună ziua, elevi! Ce faceți? David, rapid! Oh, nu! Nu mă descurc bine când sunt sub presiune! E doar a dumneavoastră? E ceva ciudat, dar ok! O să plec de aici! A fost cât pe ce! Dar ai reușit! Scuze că am întârziat! Hai să începem lecția de azi! Ho? De ce nu scrie creta? Ce amuzant! Nu înțeleg ce se întâmplă! Poate că e murdară! Stai! E ceva pe tablă! Ăla e... săpun? Sunt atât de dezamăgită, elevi! A fost clasică faza! E ok! Trebuie doar să mă calmez! Știu! Pot să-mi folosesc caietul! O să pun o bandă de scotch pe margine! Am niște vopsea pentru tablă! O să acopăr tot caietul cu vopsea! E chiar relaxantă treaba asta! Aproape am terminat! O să o las să se usuce! Acum pot să scot scociul! Ușurel! Nu vreau să stric vopseaua! Nu am nevoie de o tablă! Pot să folosesc caietul! O să scriu problema pe coperta caietului! Merge chiar bine! Am nevoie de răspuns acum! Ce se întâmplă? Ok, elev, cine vrea să răspundă? Tu! Dar... bine... Vino aici! Poartă-te normal! Nu te mai crezi, isteț, acum! Ok, cred că știu răspunsul! Cum e? Greșit! Stai jos! Ce era în mintea ta? Nu mai pierde vremea cu farsele, mai bine învață! Stai să șterg asta! Tu! Madison! Eu? O să fie nasol! Trebuie să capsez foile astea și tema mea e gata! E chiar distractiv! Hă? S-o fi stricat! Ups! Nu! S-ar putea să fie o problemă! Gata! Am terminat! Acum pot să mă relaxez! Capse idiote! Of, o să fie dureros! Oh, nu! Ăsta e locul faptei acum! Stai aici, ok? Fără presă, plecați de aici! David! La 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 la, da! David! Ce cafea bună! Sper să meargă! De unde a venit ăsta? E un mesaj! SOS? Oare ce s-o fi întâmplat? Ce-i ăsta? Ce? Capse? Husa căștilor mele o să rezolve situația asta! O să adune toate capsele! Uite așa! Cred că le-am strâns pe toate! Mulțumesc! Îmi iau curățenia foarte în serios! Ok, e timpul să verific! Impecabilă! Exact cum așteptam! Dar mai sunt multe de făcut! Trebuie să termin tema asta! Mi s-a rupt creionul! Noroc că am ascuțitoarea asta!
se face mult praf. Ce? Nu cât sunt eu aici. A fost un accident, jur. Am luat-o, vedeți? Wow, a fost intensă faza. Am o idee, dar am nevoie de o sticlă goală. Ok, să fim creativi. O să încep prin a scoate capacul sticlei. Apoi o să-i fac o gaură. Acum o să întorc capacul invers. Și o să pun lipici pe marginile găurii. Cred că ajunge! O să lipesc ascuțitoarea pe capacul sticlei. După ce se întărește, o să înșurubez la loc capacul pe sticlă. Fix ce-mi trebuia! Acum sticla o să colecteze toate resturile. Nu se mai face deloc mizerie? Sunt cu ochii pe tine! Nu aveți de ce să vă faceți griji! Se strânge totul în sticlă! Băiatul ăsta va ajunge departe! David, ți-am luat telefonul! Ce? Madison, vino înapoi! Trebuie să mă ascund! Ăsta pare să fie un loc bun! Madison! Unde ai intrat? În numărul 1 sau în numărul 2? Nu știu! Trebuie să mă ajuți! Haide, te rog! Ușurează-ți timpul petrecut la școală cu aceste trucuri istețe și ajută-l pe David să o găsească pe Madison! Răspunde-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive! De parcă aș învăța toate ecuațiile astea! De asta am nevoie de copiuța asta! Nu m-a văzut nimeni! Da, fix cum credeam! Cum vă descurcați? Ce face acolo? Ceva pare dubios! Domnule profesor? Copiez cumva Emily? Poftim? Să vă arăt ce am sub foaie? Nu am nimic, vedeți? N-am nimic nici în mâneci! Întoarce palmele invers! Vedeți? Nu am nimic de ascuns! Stai! Unde a dispărut cartea de joc? Am și eu propriile trucuri, să știi! Trebuie să învăț metode mai inteligente de a copia! Salutare! Treci în cutie! O să fie totul absolut perfect! Am ajuns la timp! Bună, Matthew! Emily! Acum e momentul perfect! Stai, ce-i ăla? Are deja jucăria asta? Care sunt șansele? Ce-i pot da cadou? Căștile astea? Oh, da! Dar trebuie să fac ceva mai întâi. Siguranța e prioritară. Încercarea moarte n-are. Da, mă răstogolesc în continuare. N-a fost deloc ușor. Dar am treabă de făcut. Am nevoie de un spațiu de lucru liber, vă rog. Ce-i mai bun ca un cadou? Un cadou personalizat, evident. Și ăsta va fi clar unic. Trebuie doar să acopăr tot plasticul alb. Gata, e perfect! Acum o să fac o față. Bine că am destul albastru. Doar e culoarea ei preferată. Acum o să fac micile detalii. Începe să arate bine, nu-i așa? Nu trebuie să uit de zonele albe. Sunt la fel de importante ca restul. Perfect! Acum o să fac ultimele detalii. Aproape am terminat! Ce drăguț e! Dar... ha! Mai am de făcut ceva! Dacă le pun fix unde trebuie... nu-i așa că e perfect? O să mai încerc o dată! Hei! Ți-am luat un cadou! Nu cred! Se potrivește perfect cu jucăria mea! Unde ai găsit așa ceva?
Oh, ce e? Era să uit. Am și eu un cadou pentru tine. Îți place? Ok, hai să ne strângem în brațe. Mă bucur că suntem prieteni. Toate bune? Nu pare a fi nimic ciudat. Emily? Ah, nu fac nimic dubios. E totul în regulă. Nu am copiuțe. Bine. Hihi, era cât pe ce să mă prindă. Încet, încetișor. Hei! Ups, era un gunoi. Copiii ăștia. E timpul să scot artileria grea. Cred că glumești. Hei! Hehe, nu mai contează. Nu mă poți băcăli așa ușor. Mai am o singură ascunzătoare. Matthew, ce-i aia? Nimic. Fix cum credeam. Hei, mă poți ajuta puțin? Știu. Ai toate răspunsurile aici. Uite ce trebuie să faci. Începe prin a pune o folie de plastic deasupra. Apoi lipește-o de hârtie cu o placă de păr. Prinde-o doar pe trei laturi. Lasă o latură nelipită. Apoi bagă o foaie de hârtie înăuntru. Ar trebui să intre perfect. Scrie informațiile de care ai nevoie cu un marker negru. Ecuații, răspunsuri, orice. Uite cât de mult spațiu ai la dispoziție. Încape tot testul pe copiuța asta. Apoi scoate hârtia albă. Poftim, fă-ți de cap. Mulțumesc. Dar nu văd nimic. Nu încă. Ce? Adică? A, trebuie să o mișc așa. Acum pot vedea toate informațiile de care am nevoie. Ca un spion secret. Ce idee genială. Acum sigur o să iau notă maximă. Thank you. Ia să vedem. Super. Sper că nu încearcă să mă păcălească. Nu! Serios? Nu reușesc să-l apuc. Hei, de ce râzi? Vai de mine! Care-i faza? Nu înțeleg! Urăsc ora asta! Ce amuzant! Coada asta nu se mai termină odată. Oare de ce stă toată lumea atât de mult la baie? La baia băieților nu e coadă. Nu cred că se supără nimeni, nu? O să o transform în a doua baie a fetelor. Trebuie doar să-i desenez o fustă. Și nimeni nu va ști. Vezi? Arată perfect. Mai ales dacă îi fac niște codițe simpatice. O să intru. Și să nu mai intri aici. Sorry. Ce credul e. Nu e coadă? Stai, asta e baia fetelor. Dar credeam că cealaltă e a lor. Și eu unde intru acum? Așa, mult mai bine. Ce somn mie. Au! E imposibil. Îmi simt ploapele atât de grele. Ce domnișoară adormită? Tu cine ești? Zâna somnului. În primul rând, trebuie să-ți protejăm capul. Stai, trebuie să-mi pun capul pe chestia asta? Nu știu ce să zic. Poate aici e mai bine? Nu cred că fac bine ce fac. Poate...
Stai așa. A, se îndoaie și e ca un suport pentru cap. Ha, o să fie super. Noapte bună. Oh, da. Pa, pa. Mi-am terminat treaba aici. Așa, văd că toată lumea stă confortabil. Ce frumos sfoară e. În sfârșit, mă pot și eu odihni în liniște. Ți-ai dori să fii știut și tu astfel de trucuri pentru a te ajuta în zilele dificile la școală? Poate le poți folosi anul viitor. Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să le arăți acest clip în rândul prietenilor tăi.